Când l-am cunoscut eram foarte slabă. Și după aia m-a împlinit iubirea. M-a împlinit iubirea lui pentru bucătărie. În a doua zi după ce ne-am cunoscut, am mâncat pe plajă hamsi cu usturoi amândoi. Hai să zic, pe PlayStation... Bune, lași... Păi nu-i vorba de ieșiri, dar lași prosopul pe televizor de 100 de ori pe bune. Se dărâmă televizorul, că era plasmă, nu era de la cutub. Mi-a aruncat PlayStation-ul la gunoi. Nu l-am aruncat, efectiv, l-am așezat. Adică nu l-am trântit, acum vreau să-l stric. Mi l-a aruncat în tomberon de gunoi, de acolo l-am recuperat. Am scris cum l-am regăsit pe Dumnezeu cumva, pentru că eu am crezut foarte mulți ani că eu sunt motorul și că eu le pot face pe toate și că sunt cea mai puternică și am uitat să mă rog, am uitat să fiu recunoscătoare, am uitat să mulțumesc, am uitat să trăiesc de fapt. Mi-am dat seama că pot pleca oricând dacă tratamentul nu funcționează. M-am bucurat că știu ce am. Problema era că deja eu știam ce înseamnă Lyme, cumva. Și știam cât de nasol este că a trecut atât de mult timp. În momentul în care o văd eu fericită prin casă și eu văd că are forța aia pe care o are ea de obicei și pe care ar trebui să o aibă mereu, parcă și lucrurile se întâmplă frumos, știi? Și merg lucrurile frumos. Da, dar mai trebuie să și cazi, să ajungi la fund ca să nu mai ai de ales decât să te ridici. Poți să alegi să vezi binele și atunci automat o să te simți un pic mai bine. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Mă bucur că mereu comentați, dați share-uri, like-uri. Astăzi am un cuplu fantastic să vi-l prezint așa, în toată splendoarea lui. Doi oameni dragi mie, părinți, oameni cu mansarda foarte bună și spirituali și, să zic, niște părinți model din punctul meu de vedere. Îi avem în această seară pe Ada și Cătălin Rizea. Mulțumim mult, te salutăm. Și noi ne bucurăm să fim aici. La faza cu mansarda, mulți n-ar zice asta, dar... Sper că vă simțiți bine aici la Vladila. Da. Noi avem o relație specială cu ei, suntem prieteni. Ei ne-au pus tapetul în toată casa. Nu să zic că mai simplu, facem parte din familia. Exact, da. Vladila. Ce frumos. Da, avem aproape în toate camerele avem tapet de la ei, care este senzațional și mie atât de mult îmi place textura de la tapetul ăsta, încât am momente în care mă pun efectiv cu fața pe perete și cu mâinile și îmi place să simt exact textura aia, canvas, așa se numește textura. Serios? Da, nu știu, mi se pare ciudat, dar atât de mult îmi place textura de la tapetul ăsta, încât sunt fascinat de ea. Auzi, dacă tu știi de mansardă sănătoasă, cum ai împachetat tu treaba asta? Avem tapet și la mansardă. Nu pare că are mansarda sănătoasă. Da, serios. Și ce mi s-a părut foarte tare la ei și m-au convins este că poți să fii tu cu o poză, iar ei să-ți facă tapetul după poza sau după desenul sau imaginea pe care tu o ai. Asta mi se pare senzațional. Sunt artiști, e foarte mișto. Super. Sunt cei mai buni din România, fără doar și poate. Adică nu e ca și cum am umfla un lucru. Pe merit, sunt cei mai buni din România. Ce să faci sushi vegan? Da, ce? Am făcut burger vegan. Știi să facă de toate. Mi-a ieșit senzațional. Făcut din resturile din bucătărie. Resturile din frigider, nu resturile. Mă gândeam. Bucătărie, adică știi, au rămas acolo un ambalaj de la... Da, chiar am făcut și a ieșit super, super bun. Cu dovlecel, ceapă, morcov. Înghite, normal. Da, cimbrișor, am pus... De chiar ieșit super bun. Nucșoară. Totul iese bun. I-am pus ou, am amestecat bine. Am băgat la cuptor cu forme, cu cercul, să-mi iasă formele rotunde. Și am lăsat să se facă așa... puțin crocant deasupra. Se rumenească așa. Se rumenească, da. Și după aia pus în chifla aia, în brioșe de aia proaspătă. Am făcut un sos de muștar. Senzațional. Ai mâncat, Ada? Nu. De ce n-ai mâncat? Păi nu mi-ai adus. Dar el îmi povestește de lucruri. Mamă, aș putea să-ți fac o dată și îmi descrie. Și îmi face, nu face. Eu doar îmi imaginez. În imaginația mea mănânc acele lucruri. Da, dar și când îți fac, îți fac. Îmi faci. Da, cât de des gătește Cătălin? Stai puțin, deci voi acasă cât de des gătește Cătălin? Că nu pot zic că... Eu nu gătesc. Păi mi-am dat seama făcut, că ele... Ultima oară am făcut o supă cremă de linte. Și biscuiți. Și am mâncat... Ne, te rog, nu. O să-ți arătăm filmarea cu biscuiții. Putem să o punem pe podcast? Da, o să muriți de râs, deci nu există așa ceva. Am făcut o supă cremă de linte pe care am mâncat-o doar eu. Și cine mai face biscuiți care seamănă cu biscuiții Adei? Gigi, de l-ai văzut pe aici? Cățeaua noastră. Câinele, da, adică. Da, da. Ea poate să facă biscuiți de genul. Erau așa maro sau de ce? Arătau exact în forma aia. Nu, trebuie să-ți arăt filmarea, mor de râs, jur. Deci nu există așa ceva.
O să punem filmarea dacă avem aprobarea voastră. Da, păi e pe TikTok. Sau am scos-o de pe TikTok la un moment dat. Dar n-am o problemă. E amuzant. Uite cum am început podcastul ăsta. Da. Așa, mâncare. Nici n-a zis bună ziua. Bună ziua. Da, păi nu. Facem oamenilor poftă să mergă să-și ia acum repede ceva de mâncare pentru că începe podcastul. Da, tu de exemplu când începi să gătești. Da. Ai în minte, te duci, îți faci ca orice bucătar din ăsta nebun care se duce la piață, face toate cumpărăturile ca să facă un fel sau te duci la frigider, bă, ce avem astăzi? Trrrr, hai să fac ceva. Pac. Te referi când gătesc în momentul în care sunt la emisiune sau acasă? Acasă. Acasă de obicei merg să-mi cumpăr exact ce avem noi poftă să mâncăm. Adică mă întreabă ce vrei să mănânci. Ce adus, ce mâncăm astăzi? Uite, aseară, de exemplu, am făcut o salată și cu halloumi. Asta mâncăm noi aseară și cartofi copți. Avem seri în care facem pui, de exemplu, noodles, am făcut acum pește, două seri. Foarte des, pentru că mie îmi place mult peștele, de fapt tuturor ne place peștele. Simplu la cuptor sau în cruță de sare. Portocală. Portocale cu tot felul de... Și de multe ori găsim prin frigider, dacă, de exemplu, e târziu și ne puțin foame sau venim mai târziu acasă, ne uităm ce avem prin frigider. Încropim acolo ceva și mâncăm. Eu am fost la voi acasă acum ceva timp, înainte să vă mutați, că v-ați mutat acum. Da, trebuie să vii. Citit în presă, nu, că știam. Trebuie să vii la noua acasă. Și aveai și studio, tot așa e studio și nu acum... Nu mai vreau studio acasă niciodată în viața asta. Bine, nu mai vreau studio în general, da. Vrei să vină banii așa? Nu, nu mai nu vreau. Nu, cred că fără studio s-ar putea să vină banii. Dacă, exact, știi? Dacă ne ocupăm doar de proiecte. Nu, vreau studio, dar acum o să mă ocup doar de mine și vreau să mă ocup doar de mine și studioul va fi doar pentru mine, dar nu mai vreau acasă niciun caz. Acasă o să-mi fac un mini studio, că nu pot să stau fără, să dai seama, dar nu o să mai fac la nivelul ăla, pentru că e puțin într-o toată lumea, cu toate energiile în casă, nu. Bine, ne ocupăm de proiectul ADA și în același timp ADA poate să mai facă și piese dedicate pentru anumiți artiști din România. Da, dar... Dar cum să zic, cu un circuit mai închis. Mai restrâns. Mai restrâns. Da, mai restrâns. Un pic așa, da, mai restrâns. Cu energia. Cum e treaba asta cu energia? Veneau o grămadă de oameni la tine, la voi în casă, da. Pentru că veneau mulți în studio, veneau și invitați, veneau și la muncă, cum ar veni. Da. Și rămâneau resturile, ca să zic așa. Cum cureți tu casa? Nu știu, mă gândesc că din moment ce ai zis de curățenie, mergi pe partea asta bisericească, da, cu tămâie și cu aghiazmă? De toate, tămâie, palo santo, avem și niște bețișoare tibetane, dar mie îmi place foarte mult tămâia și palo santo. Și mai dau cu salvie, doar că salvia are un miros foarte puternic și când dau deschid toate geamurile. Dar tămâia îmi place, adică mi-aș face baie în tămâie, efectiv. Și la fel, ne obișnim cu ea cum ar veni. Miroase prea frumos. Cum adică îi face baie în tămâie? Vorba, mie dacă îmi place ceva, de exemplu când mi-e poftă foarte tare de ciocolată, zic lui că, mamă, iubire, mi-aș face baie în ciocolată. Asta e o vorbă de-a mea. E o vorbă. Aș face baie în tămâie. Noi dăm destul de des cu tămâie prin casă. Da, pentru că... A, da, sau eu. Miroase foarte frumos. Am momente în care au venit ceva oameni pe la noi, nu știu, constructor sau ceva... prieteni apropiați și la un moment dat simt că, adică aveam foarte energie, aveam energia foarte sus și mi-a dispărut de așa de dată. Mă simt ca și când m-aș băga în pat, dar nici în pat, aș sta deci așa, știi? Așa. Și în momentul ăla încep să aprindă de aia cu tămâie. Cărbune, pun tămâie și încep să o plimb prin casă. Cu... Zici tatăl nostru, faci toate... Mai zic uneori, da, mai zic. Da, noi curățăm destul de des. Crezând de ochi? Da, dar eu mă de ochi foarte repede. Dar nu crezi că este, de fapt, credința ta că te de ochi, asta te de oache? Nu, pentru că s-a întâmplat și celui mic, de exemplu. Odată am venit cu el de la niște analize și căutam, nu știu ce, făceam pe stradă și a venit doamna aia, avea niște ochi foarte albaștri, așa, și a zis, vai, ce copil frumos! Avea un an și un pic, Alex. Și în momentul ăla am zis, hopa, sper să nu fie nimic. După aia am ajuns în mașină și am început să plângă pur și simplu din senin. Da. Dar nu înțelegeam de ce plânge. Și nu s-a liniștit, am ajuns acasă, nu s-a liniștit și am făcut eu șmechirea cu chibrituri din Ardeal. Asta voiam să întreb, că și așa, bunica așa, nu și făcea. Cu apa. Și cu apa, s-au dus toate chibriturile la fund, pom. Și l-am stropit, i-am dat să bea, nu știu ce, am zis ceva ce am zis acolo și a revenit. Dar a urlat o oră și ceva într-una, nu se oprea. Dar n-aveau niciun motiv real, pur și simplu, plângea. Bine, pentru cei care cunosc sau cei care cred în lucrurile astea, energia contează foarte mult. Și pe problemă de ochiul asta este, în momentul în care cineva cumva pătrunde în câmpul tău energetic și ori te murdărește, ori ia tot de la tine, cumva.
Așa e. Și seara trebuie să facem un duș ca să curățăm toate gele, așa... Cele bune, cele rele să spere, se... cele bune să... Aveai tu piesă, nu? Nu, nu, asta e o vorbă de mea, nu neapărat piesă. Dar am crezut că așa, uite, ai putea să faci o piesă și cu astea. Da. Cu vorba asta. Cele rele să spere, cele bune să adune. Eu de multe ori zic treaba asta când fac baie. Mie îmi place mult apa. Mi-aș face baie înapoi. Da, mă relaxează mult apa. Ultima vacanță în care ați fost voi doi. Doar voi doi. Ați fost vreodată de când s-a născut Alexandru? În afară de... Ultima vacanță în care am fost noi doi a fost o vacanță în Grecia, acum vreo 2 ani. A, da. A, da, pe catamaran. Când era să murim. Da. Cum, adică era să muriți? A fost furtună pe mare. A fost superbă vacanța până în ultima zi, în ultima noapte, în care am prins furtună pe mare, valuri de 2-3 metri, catamaranul, nu, era ceva horror. A început să intre apă prin hublorile securizate. Efectiv, el se ridica atât de mult de față, încât ziceai că stă lumânare, după care cădea. Și în momentul în care cădea, motoarele ieșeau din apă și s-auzea o turație de aia foarte puternică, pentru că ele nu mai aveau apa aia în care să se oprească cum ar veni. Da, s-auzea vrrrr, foarte tare, era foarte ciudat, trosnea din toate închieturile. 70 de noduri sau cât avea vântul? Nu, așa, cred că vreo 40 de noduri avea vântul. Știu că era cam 70 de kilometri pe oră. El se deplasează în mod normal, cu viteza maximă, undeva la 5 noduri. Și noi mergeam cu un nod atunci. Și noi mergeam cu aproape un nod, adică un drum de 3 ore l-am făcut în vreo 9 ore și ceva. În furtună, fără oprire. Da, și problema e că s-a defectat GPS-ul la un dat, noi trebuia să facem dreapta, să intrăm spre continent spre și urmau Atena. Niște stânci foarte mari și țin minte că era skipperul, ud, leoarcă, deci era ud din capul în picioare și făcea așa cu telefonul ca să vadă pe unde să o ia. Era beznă, era noapte. A fost ca în filme, toate sertarele erau securizate, dar nu știu cum naiba s-au deschis și cădeau cuțite, linguri pe jos, pahare, totul spart, deci nu, ceva. Mie mi s-a făcut foarte rău, pentru că noi abia ce am terminat de mâncare, ne-am intrat într-un golf în care urma să noptăm. Vântul bătea din partea opusă a insulei, deci noi eram protejați acolo cum ar veni. Și exact când am terminat de mâncat, s-a schimbat vântul, brusc s-a schimbat vântul, a început să bată invers. Am început să ne învârtim în jurul ancorei și era foarte dubios că... Mai avea puțin să ne ducă în stânci și atunci schipura zis că avem două variante. Una, ieșim în larg și mergem spre Atena, unde ar trebui să ajungem mâine, sau ocolim insula și mergem în spatele ei să stăm protejați de vânt. Dacă ocoleam insula și mergeam în spate, dura vreo 2-3 ore cu catamaranul. Dacă mergeam spre Atena, în mod normal era un drum de vreo 3 ore și ceva, 4 ore maxim. Și ne-am zis că, bă, dacă tot durează atât, mai facem o oră în plus și mergem spre Atena. Doar că a fost 9 ore. Wow. Efectiv, da. Mi s-a făcut un rău de nu mai puteam. Dar ce ai simțit atunci? La ce vă gândeați? La Alex. Deci m-am gândit numai la Alex. Acum mie vine cumva să râd. E de râs un pic, dar e și de plâns. E și de plâns. În momentul în care ieși afară, în spate, pe puntea de la catamaran și vezi că sunt valuri uriașe, adică de 2-3 metri, pentru noi sunt uriașe. Nu știu, dar de 15 metri ca să... Na. Da, dar eram pe catamaran, nu eram pe Titanic. Nu am văzut niciodată în viața mea valuri atât de mari. Și fiind pe un catamaran care pare fragil așa, adică pare că se rupe instant. Știi cum scârțâia și... Trosnea din deci toate încheturile. Mi-am amintit sunetul ăla foarte clar. Și schimbărul ce vă zicea? Să stăm liniștiți. Eu mi-am dat seama că e nasol în momentul în care a venit și a zis nimeni nu depășește dunga asta. Era un fel de parchet acolo. A zis dacă treceți de dunga asta e pericol foarte mare să cădeți în apă și... Era foarte greu să ne găsească de acolo. Nu o să vă mai găsesc. Adică noi eram la un pas de, nu știu, de un metru, doi metri de a cădea în apă, de exemplu, dacă stăteam în spate acolo. Da. Dacă cădeai în apă, efectiv, lui era foarte greu, în primul rând, să oprească catamaranul, să-l întoarcă după tine. Dar ce să mai vezi? Era beznă, nu vedeai, era noapte. Horror, da. Wow. Da. Și Scărlătescu ce zice? Râdea. Scărlătescu râdea, dansa. Avea chef de distracție. A zis, păi eu ce furtune am prins, asta nu-i nimic. De seama, el avea valuri de poate 15-20 de metri, nu știu. El a stat mult pe mare. El a fost pe vas de ăsta mare și na, era obișnuit. Deci v-a băgat panica. Efectiv, da, m-am zis toate rugăciuni, am inventat, nu că am zis toate rugăciunile, am inventat rugăciuni, am plâns și câtă vărsa, deci a vărsat câtă vreo 3-4 ori nu s-a oprit, mai era încă cineva care vărsa și mai era o... Deci vărsător? Cred că a devenit, din rac a devenit vărsător.
Și era o fată mare cu noi, care la fel a fost pe vas foarte mulți ani și a știa și poziția pe care... Știa cum să stea, efectiv, să nu cadă. Eu nu puteam să fac doi pași pentru că mă arunca, efectiv, cădeam. Ca să vă treacă greața, da, să se facă rău, eu zic să vă pun un figa în pahare. Ca da. Să... Te rugăm. Uite, de exemplu, că atunci știau tot felul de gânduri tâmpite, știi? Efectiv, eu nu puteam să mai respir de... Cum să zic? Ai observat ce politicos am fost, am ție mie, acum mi-am dat seama. Okay. Să... Păi, nu, dar să vadă mai bine la cameră. De exemplu, dădeam la rațe... Și nu puteam să mai respir, efectiv simțeam că mă sufoc, că nu mai pot, adică, și te iau niște gânduri și niște panici de nu-ți vine să crezi. Eu care sunt destul de curajos, adică nu sunt chiar atât de panicos. Eu când l-am văzut pe el așa, atunci mi s-a făcut. Și mi-a povestit Scărlătescu, Cătălin, mi-a povestit o fază când era el pe vas. Era un tip care era mecanicul de la vas, era un vas de transport, cred că marfă ceva, nu era cu un personal foarte mare, erau vreo 15-20 de oameni acolo. Și tipul ăla, când au intrat ei pe valuri de alea foarte mari, după vreo 2-3 ore, 5 ore, nu știu, 10 ore de valuri, el s-a panicat foarte tare. A făcut un, atunci a făcut un atac de panică, omul. Era în mijlocul oceanului, ca să înțelegi, și el s-a dus, avea vreo 4 sau 5 geci de piele cumpărate din Maroc, pentru că atunci știi că la noi era nebunie cu gecile de piele, cine avea era... șmecheri și nu se găseau, și a pus gecile de piele pe el și a luat trusa de scule, adică chei, ciocan, ce avea un pe acolo, că el a zis că și-a pus vesta de salvare pe el, că el sare în apă când noată el până la mal, că capitanul e idiot și nu știe cum să meargă cu vasul și că îl duce unde nu trebuie. Și l-au legat, s-au pus mâna pe el toți, l-au legat pentru că el urma să sară în apă. Atât de tare a luat-o razna, cât a zis că el sare în apă, în ocean, în mijloc ocean. Atât de tare. Deci e nasol, cum am pățit noi aproape 8-9 ore cât naiba a durat, să faci așa. Horror. Deci nu... Și era zgomot. Eu la un moment dat m-am legat de piciorul unei mese ca să nu mă lovesc, pentru că la un dat am vrut să văd ce face, că m-a ridicat de pe canapea ce era acolo și erau niște scări care duceau la cabine. Și m-au aruncat până la jumătatea scărilor. Doamne. Dar știi cum? În fracțiune de secundă, când are o forță, nu-ți vine să crezi ce forță. Și încă un lucru care încă un lucru care a amplificat foarte tare panica de acolo a noastră și mai ales a Adei, că i-a auzit, au început să dea mayday prin stație, erau ceva ruși sau ceva, că au nevoie neapărat de ajutor. Help. Da. Adică se părea că apocalipsa, adică. Erau foarte panicați și cred că la ei era destul de groasă. Și adică, problema era că, pe lângă faptul că se auzeau codurile astea sau cum se numesc, se auzeau așa niște voci de alea, așa ca și cum gâfâiau, ca panică, și cum era panică, știi? Din aia urâtă. Mamă, de-a fost groaznic. Bine că ați scăpat cu viață, ați venit la vorba lui Jorge, să bem o figa frumos. Să vorbim și de bine, cum ai venit, 12% suc de fructe. Da, e numai cu suc de fructe? Uh-huh. Aoleu, ce mi-ați povestit aici, nebunesc. Nu, e super bun. Dar nu, ni se pare, adică... Dar cred că am mai băut undeva de asta, nu e nou pe piață, nu? Da, e de ceva timp. E de câțiva ani. Nu știu de unde... Cred că chiar când am... Am băut când am fost noi plecați pe catamaran. Posibil să fi băut de ăsta, pentru că era un tip... Furtuna. Nu mai știu cum îl chema, Oleg, așa sau e, nu mai știu cum. Piesă. Furtuna lui Jorge. Cred că Oleg era, sau nu mai știu cum, care ne-a adus de ăsta. Dar nu știu că era figa. Dar foarte bun. Da, mă bucur că ați venit. Aveam așa foarte multe, foarte multe întrebări în minte, le am în continuare, dar mă gândesc așa, știi, că ne știm de atâția ani și îmi face o mare plăcere că sunteți aici. Mă bucur că, uite, am văzut că ai venit cu o carte. Da, urmează să o semnez în Ampix. Imediat ne ajută Andreea. Vreau să o semnez pentru Ramona și Jorge, dacă se poate, ca să o citim amândoi. Mulțumim. Te rog frumos. Și să ne spui câteva cuvinte despre cartea asta minunată. Da, stai așa să... Când nici n-am ochelari. Tu scrii acolo, dă o semnătură, nu contează. Scrie. O parte din... Frumos. Uite, să zic o chestie. O povestioară așa micuță, o parte din carte a scris-o cu mine la pescuit. Am mers împreună la pescuit la lângă București. Ea a stat liniștită și a scris cartea, eu prindeam pește după pește. Mamă, erai în flow. O să-ți arăt poze, uite, chiar o poți să arăt și acum, dacă vrei, și pe aia ți le dau să le pui pe filmare, dacă crezi că e necesar. Da, a fost super tare, ne-am distrat, am mâncat, am gătit, am stat pe ponton seara amândoi romantici.
Eu m-am apucat de scris atunci când am mers cu Cătă. Uite, era lumină și l-am dat, era bestie. Asta e unul dintre peștii pe care i-am prins acolo. Wow. Deci urma să-i dau cartea să citească mesajul frumos și tu i-ai arătat peștele. I-am dat și eu performanța ta de acolo și performanța mea de acolo. Iată cele două munci ale cuplului Ada și Cătălin. Deci când se întâmpla cartea, se întâmpla care și mai peștele. Frumos, peștele sau cartea? Și întrebarea e, care a venit primul? Care a fost primul? Cartea peștele sau peștele? Peștele a fost primul. Ok. Sper că se vede la cameră. De ce trei Ada? Pentru că sunt tripolară. Cred că sunt singurul om de pe această planetă care nu este bipolar, este tripolar. Nu mai știu ce să mai inventați, mă. Nu. Eu consider cumva că am trei personalități. Este, una dintre ele este Ada, copilul interior care vede bunătatea oamenilor și crede că lumea este un basm. Alexandra, care este războinica luminii și luptă. Și Ada Balada, care este artistul și creația celor două. Și mai ești și soția lui Cătălin și mama lui Alexandru. Eu sunt soțul lui Ada. A, tu ești soțul? Păi nu. Da. Scuză-mă. Da, la mine pe Instagram scrie primul text de sub nume e soțul lui Ada. Soțul lui Ada, corect. Mi se pare corect. N-ai cum. Da. Dar eu mă bucur. Chiar am fost la Șef la Cuțite acum, cred că două sezoane sau sezonul trecut, nu mai știu când. Am jurizat o amuletă. Și l-a trecut pe burtier, l-a întrebat cum vrei să te trecem. După m-au sunat în momentul în care trebuia să dea momentul respectiv pe TV și m-a întrebat, Cătă, uite, noi urmează să dăm momentul, aș vrea să te întreb cum mai vrea să trecem pe burtieră. Și eu zic, da, pe mă treci Cătălin Rizea, soțul vârsta și soțul Oada. Și ce tare, că nu știu ce, ar fi tare ea. Și bine, hai zi-mi acum cum să trec, soțul Oada. A, tu chiar vrei să trecem așa, da. A, ce mi se pare tare. Și așa m-au trecut soțul Oada. Pentru că, până la urmă, sunt soțul Oada, nu? Ești și manager, ești și bucătar, ești de toate. Nu ești contează. Soțul meu, doar soțul meu. Și tatăl Alexandru. Tatăl Alexandru trebuia să trec. Cred că e, da, posibil. Peste câțiva ani o să fim trecuți peste tot părinții lui Alex. Părinții lui Alex. Da. Ar fi tare. Da. Asta e, practic, tot ceea ce dorește un părinte să... Exact. Cât să fii cât mai mândru de copilul tău. Băi, sunt sigur de asta, pentru că, nu știu, mă tot uit prin jur, că și tu ai, copii și ai și copil mic. Mă uit așa la ei și parcă, nu știu, eu simt că ei or să reușească să schimbe ceea ce noi n-am reușit sau ceea ce noi n-am reușit să facem. Mi se pare că ei, de prin 2015 în sus, sunt așa o generație foarte frumoasă și... Cum simți copiii ăștia acum, noi veniți? Mă uit la Alex la fotbal și merg cu ei la fotbal și sunt foarte mulți copii de 2015, 2016, 2017. Băi, mă uit la ei și parcă îi văd așa, au o anumită bucurie pe care o aveam și noi când eram mici. Văd așa ca și cum ar avea o aură altfel de aură. Exact, exact. Eu simt că odată cu generațiile lor se vor schimba și lucrurile în România. Și m-aș bucura tare că noi să fim așa la bătrânețe și să ne bucurăm de lucrurile pe care le vor face ei prin țara asta, să meargă lucrurile cum trebuie. Deci la un moment dat trebuie să se schimbe și vechiul și să intre... Să se ducă această karma. Da. Să mai iasă și praful ăsta și tot ce a mai rămas de dinainte de 89. Ce mă bucur. Alexandru, câți ani are acum? Are 6 ani. 6 ani. De seamă cu David, exact de aceeași vârstă. Da, să zic, da. Ce frumos. 2017. E... Cât de mult s-a schimbat cariera ta muzicală de când a venit Alexandru? Nu știu, lucrurile au mers spre bine de când am devenit mamă. Adică nu am simțit niciodată că copilul mi-a pus piedici în carieră sau... Nu. Nu, pur și simplu am încercat să îmbinăm cât mai bine lucrurile. Am acceptat că nu putem fi perfecți și că există greșeli și eu zic că am reușit să îmbinăm foarte bine parentingul cu cariera. Sunt femei cărora le e teamă să rămână sărcinate din cauza că le va afecta cariera sau... Eu cred că, totuși suntem în 2023 și cred că doar tu îți poți afecta cariera dacă ai un mindset greșit. Cred că copilul este o binecuvântare, nu are cum să fie o piedică niciodată, din punctul meu de vedere. Ce frumos ai zis. În momentul în care te-ai cunoscut cu Ada, tu găteai, erai șef sau ești în devenire? Că nu știu în ce stadiu ești acum.
Eu nu sunt șef bucătar, sunt un amator în ale bucătăriei, dar uneori gătesc ca și cum aș fi șef bucătar. Urmează. Aș putea să mă numesc șef bucătar doar dacă aș face niște școli, pentru că sunt foarte mulți bucătari care au făcut școli și au căpătat denumirea asta de șef bucătar, care vine de afară, de fapt, șef în bucătărie. Găteam și înainte, gătesc de mic. Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc lucruri simple, de la cartofi prăjiți, la clătite, dar asta ți le zic că le făceam pe la 7-8 ani, adică când făceam... Aveai voie la aragaz. Da, aveam voie și aveam... Și eu aveam voie. N-ai vrea să știi ce aragaz. Noi păi, nu dau seama atunci. Da. Da, găteam și cu drag, așa, și făceam eu, aveam un desert al meu, o spumă de ou cu zahăr și cu cacao, îmi făceam, era senzațional. Și mai aveam niște ochiuri cu ceapă călită, asta era invenția mea, după aia am aflat că mai fac și alții treaba asta. Încăleam ceapă în tigaie, după care puneam ouă deasupra și lăsam să se prăjească cu totul acolo și mi-mi plăcea foarte mult. Îmi făcea așa o cartofi prăjiți. Și eu de la 7-8 ani, mama îmi lăsa ingredientele pe masă, rețeta. Și făceam supă, ieșea groaznică, dar o mânca. Păi ieșea groaznică pentru că făcea după rețetă, știi. Aveam 7-8 ani, baby. Și după aia nu exista grătar pe care să nu-l fac eu. Nașul meu, bucătar șef, George, el lucra la un restaurant foarte destul de cunoscut din București. Și noi în vacanța de vară am mers într-o vacanță de vară să muncim acolo, el să facem bani pentru altele ce avem noi nevoie. Și pe mine mă băga, că era mai înalt, mă băga la ospătar, știi, să ajut pe acolo, pe la mese. Pe Vărmiu, că era mai mic de înălțime, îl băga la bucătărie și eu eram gelos pe ăla, că de ce nu mă băga pe mine la bucătărie? Vreau să stau acolo să fac sarmale, să curăț, mi-a plăcut foarte mult bucătăria. Ușor, 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 ușor am cunoscut-o pe Ada, i-am gătit... L-a făcut foarte mulți ani de sport înainte să mă cunoască pe mine. I-am gătit... De ce te lauzi? Am făcut rugby vreo 10 așa, ani, dar era despre bucătărie Dinamo, acum. Am jucat la echipa a doua de la Dinamo, antrenorul mi-a fost domnul Neaga. Și ultimul meci al meu a fost la Grivița cu batalionul întâi al gărzii irlandeze. A fost un meci foarte, foarte tare, care mi-a plăcut mult. Da, și să revenim la ale bucătăriei, în momentul în care am cunoscut-o pe Ada, am gătit, nu știu, păstră, cred că ți-am făcut la cuptor. Mi-ai făcut paste cu morcov. Paste carbonara ți-am făcut, dar nu varianta clasică, ți-am făcut varianta aia românească, da, cu smântână de gătit. Da, piure de cartofi cu morcovi. Ce pleci la cuptor? Pui. Somon la cuptor. Pui cu, nu mai știu ce mi-ai făcut, pui cu tot felul de legume și piureuri. Și, ea mi-a zis. Când l-am cunoscut eram foarte slabă. Și după aia m-a împlinit iubirea. M-a împlinit iubirea lui pentru bucătărie. Dar cu ce alimente te-a cucerit? Adică cu ce fel de mâncare te-a cucerit? În a doua zi după ce ne-am cunoscut, am mâncat pe plajă hamsi cu usturoi amândoi. Ca deci să-ți dai seama, te-am cucerit. Eram pe combinația amândoi, între ghilimele. Dar noi am fost așa mai deschiși de la început. Nu am avut din prima intenția de a fi un cuplu sau... Eu dau... vreau să combin pe ai fata placaj, asta. Ai făcut placaj, nu, nu i-am dat, nu, n-a din fost meleu, n-a fost meleu. Da. No. Nu i-am dat niciun ștamf, a fost doar la modul... Ștamf. A fost la modul... Ce s-a întâmplat când l-ai cunoscut pe cătul? Nu mi-a dat ștamful. Din prima seară. A făcut placaj. Da. A fost offside din prima sau a fost... A durat ceva. A durat. Cât timp ai ținut la respect până când... Puțin l-am ținut, o săptămână și a doua. Ce o săptămână m-a chemat la ea, ci că vină că am făcut curățenie. Nu, stai puțin, nu e adevărat, stai puțin. Hai, fii sinceră. Deci noi ne-am întâlnit la mare, am stat o seară cu gașca, nu știu ce, am mai stat a doua zi, după care am plecat la Galați, filmam un clip, după care ne-am întors în București, la vreo două zile ne-am văzut la masă, după aia ne-am văzut la masă, iar ne-am văzut la masă, mai pe patul pe obraz în parcare de așa cu zgomot. Și chiar o babă de aia care știi care îți lasă balele pe fața. Așa. Trebuie să o ventuză pe obraz. Și pe am venit la tine să vedem a un film. A doua zi te-am chemat la film. Așa. L-ai chemat la film la tine acasă. Da. Mi-a zis că am făcut curățenie, nu vrei să vii la mine? Glumesc acum. Nu, dar chiar am făcut curățenie ziua aia. Da. Să aibă și el o impresie bună despre mine. Și ce film ați văzut? Mai n-am văzut. Eu știu ce film am văzut. Era un film cu... Da, era cu actori. Luna sau ceva de genul ăsta se numește. Nu mă știu exact. E o reproducere a jafului, a celui mai mare jaf din România. Faptul că tu știi ce s-a întâmplat în film... Nu că știu, că mi-a făcut filmul.
E un jaf care s-a întâmplat în România prin anii, nu știu, cred că 50-60. Pe Giuleș, pe acolo, au luat niște tipi, deja, au jefuit mașina cu banii. Ne-am mai uitat în cartele. Ei spuneau că se toarnă un film, că se face un film și așa au reușit să-i păcălească pe ăia. M-a dat lacrimile, jur, dacă nu. Ne le-au rămas cu filmul în continuare, nici n-au zis ce am zis. Da, pentru că eu am văzut filmul după aia, că eram foarte curios. Dar oricum el ține minte și cu ce eram îmbrăcată și tot, că mai îmi zice uneori. Ce eram mai îmbrăcată? Mai ține minte când am venit atunci. Iubire, mai ține minte când am venit atunci la tine, avem maiul ăla alb și pantaloni aia scurți, cu flori, nu știu ce aveam. Nu avea flori, nu așa, aveam și desene. Avea ceva crengi, verzi, nu știu. Așa. El a chemat la film, tu nu te-ai uitat la film, el a tras cu ochiul. M-a chemat la film și au trecut 10 ani de atunci. Și mi-a adus și mâncare, parcă mi-era, cred că mi-a și foame și mi-a adus și mâncare. Da, dar tu știi ce mâncare am adus? Sau a doua zi. Eu pe băiețeală, noi când ieșeam să mâncăm cu gașca, cu băieții. Mergeam să mâncăm la libanez sau la un prieten al nostru, Zubi, care avea o rotiserie și era cel mai bun pui din București rotisat. Atât de bun era încât socrul meu, după ce am mâncat prima dată, mă punea de fiecare dată când merg în Târgu Mureș să-i aduc câte 2 sau 3 pui luați de la Zubi, da, să-i duc în Târgu Mureș să mănânce, pentru că era senzațional. Și m-am dus la un restaurant de ăsta libanez, unde mergeam noi de obicei să mâncăm, și mi-a adus un platou atât de mare... Cu tot felul de nebunii pe acolo, de la cotlete, la adana, lahmacun, nu știu, orez, toate nebuniile erau platoul ăla și m-am dus la ea, l-am pus pe masă acolo și am mâncat amândoi, mie chiar mi-era foame, aplaudau puțin urechile. Și mie mi-era foame, dar n-am mâncat puțin. Ți era rușine de mine sau? Nu, vreodată mai am văzut. Sau avea alte gânduri cu mine, știi? Nu, ce te-am chemat la film? No. Bine că nu mai pot să fac curat pe șifonie când ajungi tu acolo. Da. Da. După o săptămână era mutat la mine, ne-am dus în Ikea să ne mai cumpărăm un dulap când nu ne mai ajungea spațiu, pe care ne-am mutat într-un apartament cu 2 camere. După aia am luat un televizor mai mare. După aia am luat câine. După ce am luat câine... La cât timp? După câteva luni, adică câteva a fost... Luni. Tot s-a întâmplat foarte, foarte repede. După aia, la aproape un an, vreo 8 luni de relație, m-a cerut. După aia... Am cerut-o. E mult zis am cerut-o, pentru că efectiv am cumpărat inelus cu gând de a o cere și am cerut-o forțat. Pentru că a aflat că inelul este torpedo la mașină și mi-a zis trebuie să mă ceri acum. Și am oprit mașina pe marginea drumului, într-un șant. Pe țărână, pe câmp. Și s-a pus în genunchi pe când să-mi zică au trecut 2 tractoare, n-au auzit nimic. Auzeam pâr, și vedeam o gură care... Și eram, da, nu știu ce ai zis, da. Socră-miu, care era puțin mai în față și a văzut că nu mai e fisa în spate, a început să sune, ce faceți, unde sunteți? Și a tras pe dreapta. Da, în șanț. Efectiv, a plecat fată mare din Târgu Mureș și a ajuns măritată la Zau de Câmpie, la bunicii. Când am intrat în curte, eram, uite, am inel și toți erau... Ei nu știu, te-au pui, nu știu ce făceau. Ce? Cum adică? Te-a cerut acum? Da, unde? În șanț. Super. Da, toți ne dorim o poveste din asta nebună. De fapt, știi cum e, când e menit să fie, e menit să fie. Asta cred că a fost de la început, pentru că... De eu știu că mă căsătoresc el. Da, și eu simțeam lucrul ăsta. Ne-am înțeles foarte bine de la început, cu toate că am avut și mici sau mari discuții, adică efectiv în orice relație, dacă îmi spune unul că băi, eu cu soția mea am fost doar lapte și miere, da, e posibil să fie așa, dar sigur el sau ea în interiorul lor au niște lucruri pe care nu le-au scos și care îi macină oarecum pe interior, sunt sigur de asta. Pentru că n-ai cum să nu te ceri tu că ai lăsat ciorapii pe televizor, de exemplu. Sau n-ai tu cum să nu te ceri că ai pus prosopul nu știu unde. Adică nu există așa ceva. Cu prosopul, te ceartă cu prosopul? L-a lăsat de câteva ori pe televizor. Na. Pentru că... Și nu era televizor cu tub, ca să înțelegi. Baia noastră, la casa veche în care am locuit, înainte încercam să vizualizez. Da. Zic eu că e foarte simplu, dacă să faci un exercițiu de imaginație și cei de acasă, acum care se uită la noi. Deci eu plecam de la baie, treceam prin living, prin sufragerie și intram în dormitor. Și în drum spre sufragerie, spre dormitor, eram cu prosopul pe mine, mă îmbrăcam acolo, mă întorceam și când mă întorceam îmi dea seama că am uitat ceva și... Fiind televizorul aici în stânga, prosopul în mână, unde puteam să-l pun? Să nu-l las jos să mă plec să-l iau, îl puneam frumos pe televizor. Mă duceam să-mi iau ce am uitat, după care mă luam cu zăpăceală și uitam și lăsam acolo. Și a dat găsea prosopul pe televizor. Și l-am urcat pe geam odată.
I-ai aruncat prosopul pe geam. Da, și problema e că noi eram, stăteam într-un fel de duplex cu maica salucătă și era nenea care curtea venea să facă revizia la, la centrală. Și tocmai ce a intrat omul în curte? Nu, omul era pe scară, îi făcea revizia la maica la centrală și a văzut așa un prosop care zboară și rămâne atârnat așa în vie. Și acolo l-am lăsat. Așa. Da. Păi, pe PlayStation-ul. Hai să zic, pe PlayStation-ul. Bune, lași, păi, dar nu e vorba de ieșiri, dar lași prosopul pe televizor. Să zic, nu mă lași. De ori pe bune. Se derumă televizorul, că era plasmă, nu era de la cutub. Mi-a aruncat PlayStation-ul la gunoi. Nu l-am aruncat, efectiv l-am așezat. Adică nu l-am trântit, acum să-l stric. Mi l-a aruncat în tomberon de gunoi, de acolo l-am recuperat. Și iarna s-a dus în șlapsă și ia. Da. Și în pantalon scurt. O lacrimă aici, în zăpadă. Da, de ce nu mai suportai PlayStation-ul? Bă, atunci a fost o perioadă grea pentru că tocmai născusem. Eu eram în depresia postpartum. Aveam 175 de miliarde de kilograme. Mă durea, mă înțepa, nu știam ce să fac copilul, cum să fac copilul, nu știam nimic, aveam 24 de ani. Și el la fel era foarte stresat și foarte, foarte implicat. Nu vreau să zic nimic de rău, dar el se refugia cumva să juca FIFA ca să nu mai audă pe mine, probabil urlând. Mergea sus la mansardă unde aveam noi studioul, că după aia a devenit studio, scuze, și mă jucam, stăteam acolo singur și mă jucam. Asta se întâmpla seara, în momentul în care cel copilul mic dormea. Și Ada stătea jos, eu sus. Și eu aveam tot felul de stări de așa și el probabil n-avea chef să mă audă și să mă vadă, nu probabil, singur n-avea chef. Mă relaxam și mă deschideam acolo în zona aia, adică mă simțeam și eram ca o nevastă detașat. Obișnuită, normală. El se deconecta. Da, exact. FIFA, că am bă picioarele în FIFA tău, ia de aici. Ușur. Da. Eu cred să face la mișto cu Ionuc la gunoi. Și era PlayStation cumpărat de ea, adică ea mi l-a făcut cadou. Adică cum ar veni, tu îmi cumperi PlayStation cadou, să mă distrez, să mă bucur de el și tot tu mi-l arunci la gunoi? Mi s-a părut foarte. Da. Îmi pare rău, n-am ce să fac. Da, dar nu l-am trântit în gunoi și l-am aruncat în gunoiul ăla de cartoane, nu gunoiul ăla de mâncare. Pentru că ăla a fost primul tomberon, dacă era primul celor de oricum nu conta că nu s-a stricat și n-a fost o chestie ca și când... Da, uite, asta poate să fie, de exemplu, o discuție pe care noi am stins-o foarte repede, adică... Adică ne-am certat atunci rău. Într-o jumătate de oră, o oră, PlayStation era la locul lui, funcționa, era tot în regulă, ne-am împăcat. L-am ajutat, l-am șters, l-am curățat. Da. Mi-a zis că îi pare rău și că, na. Și după aia am explicat de ce am reacționat așa și până la urmă am înțeles. E ceva normal până la urmă să... Da, certurile astea sunt unilaterale? Adică doar din partea ta spre... Nu, de obicei, nu, marele nostru noroc, marele nostru noroc, așa funcționăm noi, noi ne enervăm pe rând. Oh. Foarte rar ne enervăm foarte amândoi. Rar ne enervăm de foarte rar. S-a întâmplat, nu știu dacă, o dată... De maxim de 2-3 ori, nu știu. Atât. Dar de obicei, scuze... Când e el nervos, sunt eu foarte calmă și îl ajut. Sau o las în pace. În balanță, așa. Când îți eu, așa mă lasă, că știe că trebuie să mă lase. Asta e un lucru minunat. La începutul relației, eu și soția mea ne-am promis că niciodată să nu fim jos amândoi. Adică dacă o să avem momente de cădere în relație, să fim celălalt atent, să ridicăm, să ne ridicăm unul pe altul. Și e minunat că se întâmplă chestia asta... Alternativ. Noi n-am discutat lucrurile astea, așa, pur și asta simplu, ne-au venit e natural. Natural, da. Și e foarte important să discutați în relație, adică la modul, dacă vezi că, nu știu, uite, cum lăsam prosopul pe televizor sau cum mă jucam prea mult, important e că tu te duci să-i spui, să-i spui lui sau să-i spui ei, bă, uite, eu văd lucrul ăsta, nu știu, mă deranjează sau văd, mi simt că nu e ok. Pentru că de atunci ce? Poate să-ți vină că... cu argumente să zică, bă, uite, dar eu fac asta pentru că... Și atunci tu trebuie să înțelegi. Atunci îți dai seama, bă, stai că nu face cum mă gândeam eu, că o face doar de a scăpa de mine sau de nu știu ce. Bine, iartă-mă că zic, dar tu ai început să înveți după ce a început Ada să-ți arunce prosopul, PlayStation-ul. Nu, noi întotdeauna... Glumesc. Da, nu, noi când am avut probleme relații, întotdeauna am stat și am discutat. Și lucrurile le-am rezolvat, adică... Dar ce probleme ați avut? Că voi n-ați avut probleme. Nu, în sensul discuții de-astea mărunte, nu probleme. Băi, toată lumea are probleme, adică nu, faptul că nu ne-am certat prin presă și așa nu înseamnă că nu am avut, dar am avut chestii normale, firești, pe care le-au toți oamenii normale, adică nu a fost ceva ieșit din comun sau nu, niciodată. Când ați fost la Asia Express... Doar lucruri mărunte, mă rog, lucruri... Când a spus la Asia Express, multă lume povestea că tu erai mereu cu gura pe Cătălin,
scriau oamenii, vai săracul Cătălin, da, s-a făcut o petiție, salvați-l pe toate mătușile da. Din România le-au semnat, tu știi, tu știi, ai o experiență foarte mare în televiziune și așa mai departe și știi destul de bine că poporul este mințit cu televizorul de multe și e foarte greu să expui exact ceea ce se întâmplă în câteva minute de filmare sau adică la modul, da, nouă ni se întâmplă să fim așa mai tu ne uneori cunoști, să pară adică că suntem, pare că ne certăm, dar nu ne certăm. Că ne certăm că suntem puțin mai agresivi unul cu celălalt, dar asta e doar o caterincă și o zeamă noastră, pe care, din păcate, noi n-am putut să o expunem exact cum suntem noi, pentru că, uite, de exemplu, instrumentiștii sau dansatorii care mergeau cu Ada la concerte ne spuneau, bă, voi sunteți foarte tâmpiți amândoi, în sensul ăla. A trebuit să faceți un vlog, ceva, pentru că sunt super mișto. Ei, acum, erau panicați puțin că ne certăm, că aveam o discuție mai aprinsă puțin și noi după fix 30 de secunde ne râdeam pupam, și ne pupam și glumeam. Și zic, nu e posibil așa ceva. Și plus că faza cu Caterinca pe care noi ne-o permitem și o facem de fiecare dată, adică unul cu celălalt, știi? Adică, noi ținem la glume cumva, adică el îmi zice uneori, ce faci, cap de ștevie, cap de știu că... Iar eu mă bucur că... Și nu mă supăr, îmi se pare o jignire sau ceva, îmi se pare o chestie amuzantă. Eu mă bucur că am avut experiența asta, chiar dacă a apărut sau s-a văzut într-un anuit bine, fel. Ne-am și certat de două ori. Ne-am certat de două ori, de două ori ne-am certat pe bune. De nasol, da? Dar rest nu a fost ne-am certat noi. Și odată de la mine nu s-a dat, nu, de două ori m-am enervat și eu și de la mine una nu s-a dat pentru că n-am prins-o pe cameră și a doua n-am mai încăput la montaj pentru că n-a fost mai multe de dat și a mea și... a fost mai light. Da, în decursul anilor ați plecat vreunul de acasă? Nu. Maxim 10, 15, 20 de minute, 30 de minute, în sensul că am ieșit până afară să fumez o țigară sau tu, sau să mă duc până la magazin să cumpăr ceva, să mă liniștesc, să mă întorc înapoi și când ne-am întors totul era... Dar am pânceat-o să nu dormim împreună sau să nu vorbim. De, eu, de exemplu, eu nu pot să dorm dacă nu mă împachez. Dacă nu mă ia el în braț, un pic nu-mi face măi. Singurile... Deci după ce vă certați, nu poți să dormi dacă nu te împaci. Da. Nu mai există. Eu îi spun soției mele, mă, tu te cerți că îți place să te împaci. La fel și tu, adică... Nu știu dacă nu pot să dorm, efectiv. Adică nu ne-a zis, înainte să ne căsătorim, ne-a zis cineva de acolo de la biserică că să avem grijă, după ce apune soarele, să nu fim supărați unul pe celălalt, pentru că energia aia proastă, cu energia proastă începem a doua zi. Ce frumos. Da. Deci dacă te cerți, dacă... bine să te cerți până înainte la 18, să... Da. La 18 și 1 trebuie să fii împăcat. Dacă apune soarele la 18, foarte tare. Am o întrebare de la sponsorul Figa. Pentru că Figa conține 12% suc de fructe și are ingredientul principal guarana, este o băutură răcoritoare. Avem o întrebare de la sponsor care sună cam așa. Și e și fără coloranți, ceea ce e și e și fără coloranți, exact. Ce sortiment de Figa ați dori să se producă? Așa, pentru gustul vostru, zic. Cu vitamine, cu alcool, fără zahăr sau fără acid? Fără zahăr ar fi o idee bună. Acidul ăla cred că trebuie acolo, pentru că îi dă așa o... Îi dă o textură, așa, îi dă o chestie mai aparte. Dar fără zahăr ar fi drăguț. Fără zahăr, da, cred că ar fi mișto fără zahăr, pentru că sunt mulți care nu consumă zahăr. Dar să aibă ștevie, nu alte chestii. Da. Asta nu știu exact ce trebuie pus, dar nu știu, mi-a venit instant în cap mango în momentul în care tu ai zis. Poate și o variantă cu mango. Ar fi interesantă, da. Uite, să le scriem. Băi, ești fan mango. Nu, mi-a venit așa, când ai vorbit de chestia asta, mi-a venit instant în cap mango. Eu mănânc dimineața de multe ori mango. Și asta este foarte bun și răcoritor, așa, e foarte gustos. Dar cred că și cu mango ar merge. Nu știu dacă au deocamdată și o variantă cu mango. Știu că se lucrează, dar nu zic nimic. A, nu ok. Zic, tac, tac, tac. Poate chiar am... Tac, tac, se lucrează la una alta, nu mai zic nimic. Da, dragii mei, eu sunt foarte încântat, din ce în ce mai încântat să vă redescoper. Am întrebările lui Jorge. Ați atins deja o parte din lucrurile pe care eu vreau să vi le întreb. Aș vrea la... Am venit la psiholog, știi, da. Și discută. La întrebă, dar să știi că mi s-a mai zis chestia asta, da. Există și sentimentul ăsta uneori, știi, când până la urmă, când stai și vorbești simplu, normal, începi să-ți dai seama de lucrurile naturale. Știi, că nu mai vrei să impresionezi pe nimeni, ești tu cu Corect. Soțul la o discuție, nu mai e chestia aia că
hai să dăm bine că suntem la televizor, știi? Dar noi nu transparență asta. Totală, adică noi, nu e întotdeauna dacă nu ne pui microfonul în față, suntem la fel ca atunci când ne iei din față. Să știi că asta e un aspect pe care eu l-am observat la voi. Sunt mulți care și au altă atitudine când se dă drumul la rex. Dacă stau bine acum așa, dar tu cred că tragi. După mi-am dat seama că nu mă interesează și rămân așa, adică nu mă deranjează să mă mut. Nu e atât de obositor să devii altcineva când se pune microfonul în față. L-am dat tot. Păi și cele trei Ada... Și am văzut... Cele trei Ada, cum se manifestă? Da, bine, astea sunt luptele mele interioare, cumva. Adică trebuie să citești cartea. Vă aștept să citesc cartea. Dragilor, dacă n-ați cumpărat cartea, e momentul să cumpărați cele trei Ada. Avem și un mesaj. Dragii mei, Ramona și Jorge, să trăiți mereu în lumină și iubire. Cu drag, Ada. Frumos. Și acum fac o glumă? Pot? Zi. E atât de mișto cartea încât nici nu zici că a scris-o Ada. Ah, a durut asta. Să zici așa ceva. Nu, da, M-a întrebat pe mine cineva din industrie, nu vreau să dau numele. Dar tu chiar ai scris? Nu, cum ai procedat cu cartea? Ai dictat sau cine ți-a scris povestea? Zic, eu. Adică tu ai scris? Da. Lasă-și făcea referire cu gluma. Păi și cum ai scris? Am scris. Și la editură? Păi la editură mi-a mai pus o virgulă, mi-a mai pus un punct, n-am. Normal, e corectura. Plus, de... e normal. Acolo în carte... Și ai scris-o tu? Păi na. Wow, în carte sunt foarte multe etape din viața Adei, greutățile prin care puzzle, a trecut. Practic. Și e un puzzle și atât de mișto scrisă, pentru că i-a dat tu și o notă... Tu să taci, când ai dat terminat-o notă, de citit. Sunt la pagina 75. Și pare 200. Da, exact, vezi că îți dă test. I-a dat și o notă așa amuzantă. Și unele lucruri care chiar sunt periculoase, da, de sunt exemplu multe că amuzante, avea, dar și grele, nu? Avea miros, avea scurgeri de gaz în casă, la modul cum, adică e o chestie foarte periculoasă, a prins un bec și bubuie, adică să știi asta. E atât de mișto a scris-o încât i-a pus o chestie, o notă așa funny, și, dar în același timp și conștientizez că ea a trecut prin pericolul respectiv. Și e cartea care te face să citești în continuu. Eu nu am apucat să citesc pentru că în mare parte știu poveștile, dar am fost foarte surprins, plăcut de cum sunt ele scrise și de detaliile pe care le-a dat în carte, pentru că sunt foarte multe detalii acolo. Ai putea să te faci pe el. Aș putea? Da. Păi, dar nu e el cel mai bun manager al tău? Da. Nu e. Nu, să e. Știi că cel mai bun manager al unui artist este chiar artistul. El chiar el însuși. Nu există om care să poată să facă dintr-un artist mai mult decât poate artistul să facă. Da, sunt chestii de perioadă foarte scurtă. Da. De moment. O piesă, două, un an, doi și cred gata. Că și are legătură cu ideea de cât de mult te vezi tu ca om, că nu e neapărat nevoie să fii artist, ci cât de mare te vezi tu, exact. Așa de mare te văd și ceilalți. Exact, exact. Asta îi mai zic și eu, da, Adi, uneori, pentru că are momente în care pică și... nu mai are atât de multă siguranță, nu mai are încredere în ea și în momentul în care e așa, se simte și parcă se vede și în jur. În momentul în care o văd eu fericită prin casă și eu văd că are forța aia pe care o are ea de obicei și pe care ar trebui să o aibă mereu, parcă și lucrurile se întâmplă frumos, știi? Și merg lucrurile da, frumos în jur. Mai trebuie să și cazi, să ajungi la fund ca să nu mai ai de ales decât să te ridici. Trebuie să înțelegem că e și o reacție chimică. Nu mai ai jos, nu mai ai nu. În momentul în care ai spectacol și ești pe scenă și în seara aia ești super pompat de adrenalină și toate care se secretă în creierul tău și în corpul tău în momentul de fericire, a doua zi ai o stare pe care poate nu înțelegi că de ce ești un pic mai dărâmat. Da, corect. Pentru că e totul o reacție în organism, da, și e valabil în orice domeniu. Când simți entuziasmul ăla, trebuie să te aștepți ca a doua zi sau a treia zi să fii un pic mai dărâmat, pentru că s-a eliberat foarte mult. Sunt perioade, până la urmă, și inspirația ne-o luăm din perioadele în care trăim tot felul de furtuni sufletești. Crezi că e diferență între bine și rău? Adică este o... Percepi ca un lucru negativ rău și ca un lucru pozitiv binele? Adică există, ți se pare binele că... și rău. Adică prezențele astea două există cumva. Și crezi și că fac sunt... parte din noi și încearcă să domine mai mult rău decât binele. Încerc să pun întrebarea asta pentru că am ceva în minte și nu știu cum să pun întrebarea. Crezi, adică crezi că e mai important să fie bine sau e să acceptăm că e ok să fie și bine și rău? Cred că
cred că e important să vezi binele. Dar trebuie să vezi în același timp și răul. Cumva, da, să-l vezi, să-l conștientizezi, dar să alegi binele. Pentru că așa poți să iei decizia cea bună. Poți alegi liberul arbitru. Adică poți să alegi să faci bine sau să faci rău, poți să alegi asta cu să te simți bine sau să te simți rău, e greu. Dar poți să alegi să vezi binele și atunci automat o să te simți un pic mai bine. Dar este foarte mișto pentru că și eu fac greșeli și încerc să mi le repar de fiecare dată. În momentul în care faci ceva bine, orice gest, nu știu, oricât de mărunt ar fi el, parcă sufletul tău se încarcă într-un anumit fel, parcă își mai iau o treaptă acolo micuță. Și dacă... În momentul în care faci rău, chiar dacă o faci fără să-ți dai seama și îți dai seama după, parcă ceva se rupe de la tine. Și așa că... noi suntem ființe divine și normal să avem conștiință. Exact. Noi suntem creații divine și este normal să avem inteligența aia noi, care să ne spună că o ascultăm sau că o băgăm în seamă, e alegerea noastră, totul este o alegere până la urmă. Cum ești conectată la sufletul tău? Păi, în ultima perioadă pot să zic că m-am conectat, pentru că mi-am dat seama asta, despre asta e vorba și în carte, că mă râd de glumim, dar e o carte destul de profundă în care am scris cum l-am regăsit pe Dumnezeu cumva, pentru că eu am crezut foarte mulți ani că eu sunt motorul și că eu le pot face pe toate și că sunt cea mai puternică și am uitat să mă rog, am uitat să fiu recunoscătoare, am uitat să mulțumesc, am uitat să trăiesc, de fapt. Am devenit așa un roboțel care trăia pentru carieră, cumva, dar nu, eu nu trăiam pentru mine, nu știam, eu n-am știut niciodată să trăiesc pentru mine și pentru sufletul meu, până când a venit viața și mi-a dat două palme și m-a dus în punctul în care nu mai puteam să fac lucruri firești, gen să ridic o sticlă de 5 litri de apă sau de 2 litri. Și atunci am avut o perioadă de, nu știu, 6 luni în care n-am prea făcut nimic decât să mă conectez cu mine, pentru că a fost nasol după ce am aflat diagnosticul și înainte. Și mi-am dat seama că pot pleca oricând dacă tratamentul nu funcționează și am realizat care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață. Din momentul în care simțeai că ceva nu-i bine până când ai fost diagnosticată, ce perioadă a fost? Aproape 2 ani. Wow. Și din momentul ăla până când te-ai vindecat? Nu m-am vindecat încă. Dar e pe drumul cel bun. Sunt pe drumul cel bun. Pot să zic că simptomele s-au remis 85%, 90%. Mai am unele simptome neurologice care mă sperie uneori, dar am învățat să trăiesc și cu ele. Adică dacă o să fie așa ca acum toată viața, pot să o duc, e ok. Mai am injecții până pe 3 ianuarie, apoi la anul pe vremea asta, în martie-aprilie, așa, o să-mi fac analizele și o să văd dacă a intrat în remisie sau nu. Dacă n-a intrat, trebuie să suplimentez încă 6 luni de injecții. Dar contează foarte mult și cum mă simt. Că dacă mă simt bine, pot să o duc bine. De chestia asta nu prea scapi în totalitate, doar poți să o ții... Poți să ducă pe picioare? Poți să duc pe picioare. Și în momentul în care are din nou simptome sau anumite reacții, atunci știe măcar ce are de făcut. Ce să fac. Și asta contează foarte mult, pentru că sunt oameni care își descoperă cauza după 10-15 ani. Când deja sunt daune irreversibile, când poți să te duci tu la cel mai bun doctor, că nu-i magician, știi? Și nu are ce să mai facă. Adică sau... oprește cumva din evoluție, dar rămâi cu niște lucruri. Anumite probleme. Nu. Din păcate. Ați trecut prin foc în toată perioada asta și... A fost horror. Da. Inclusiv că a avut o perioadă în care noi credeam că este de fapt o intoleranță la histamină. Mult timp, un an jumătate. Și este horror pentru că ai o listă cu 5 lucruri pe care poți să le mănânci. Adică excluzi roșii, excluzi murături, excluzi... Asta era cea mai mică problemă, vânăta, dar nu puteam să mănânc, foarte multe, banane, nu puteam să mănânc. Foarte lucruri și pe lângă asta avea și intoleranță la gluten. Și lactoză. Și lactoză. Și ea și mănâncă ce să mănânci, știi? Mâncam... În mare parte orez fiert cu cartofi, două legume pe care avea voie să le mănânce. Problema e că aveam reacție, adică... Cumva eu țineam un regim antihistaminic total, adică eu chiar sunt un om foarte conștiincios și dacă eu n-am voie, nu pun, nu doar gust, nu există, nu pun mână.
Și cu toate că eram foarte conștiincioasă, starea mea se înrăutățea în fiecare zi tot mai mult, tot mai mult. Și atunci mi-am dat seama, bă, stai puțin că eu țin regimul ăsta degeaba. Pentru că corpul meu produce histamină. Nu trebuie să... Dar, într-adevăr, dacă mănânci ceva cu multă histamină, faci supradoză. Dar oricum faci supradoză, corpul meu producea din cauza inflamației din interior și din cauza a ce se întâmpla în mine, cumva. Și a trebuit să caut, am descris în carte absolut tot ce am făcut până am aflat diagnosticul, a trebuit să devin un mic doctoraș și mi-am aflat diagnosticul singură, cumva. Adică atât am săpat, am făcut analize, zeci de analize. Deja mă știau toate fetele de la toate laboratoarele, mă întrebau dacă mai am sânge. Și când ai aflat diagnosticul, a fost, ai simțit o tristețe sau o eliberare, că în sfârșit știi ce ai? M-am bucurat că știu ce am. Problema era că deja eu știam ce înseamnă Lyme, cumva, și știam cât de nasol este că a trecut atât de mult timp. Adică asta era de fapt problema, nu neapărat Lyme, borelioza, mă rog, în sine. Era timpul pe care l-am pierdut. Asta era greu de recuperat, cumva. Plus că știam că tratamentul este foarte agresiv, dar nu știam exact ce implică tratamentul, adică nu știam exact ce dacă substanțe, există un tratament, dacă există sau dacă ceva, se poate dacă... remedia. Chestia e că partea foarte bună este că în perioada în care ea căuta cauza, regimul pe care l-a ținut și stilul de viață pe care ea l-a adoptat a ajutat-o foarte mult să țină pe loc problema asta. Nu chiar pe să loc. Să nu evoluezi atât de rapid. Foarte încet. Ușor, până când la un moment dat îți dai seama, morcovul n-are cum să... Da. Știi? Ajute. Și asta a ajutat într-un fel sau altul, pentru că decizia asta de a ține regimul respectiv, de a schimba stilul de viață... Asta până la neurologic, când am început cu simptomele neurologice, gata. A fost să astind lumina. Nu, deja nu. Alea mi-au pus cumva capac. Adică durerile de oase, ok, poți să stai cu durerea, mai e o pastilă, îți trece. Te dai cu creme, mergi la fizioterapie, la kinetoterapie, trăiești cu durerea. Cu erupțiile era foarte greu de trăit, pentru că nu erau doar erupții, erau... făceam așa ca niște ouă în tălpi, călcam greu, edeme în gât și în astfel când se umflă gâtul nu poți să respiri, adică e horror. Și acum, chiar dacă eu n-am mai avut, Doamne, îți mulțumesc, de luni de zile, sunt ok, nu mi-a mai apărut nimic pe mine, dar eu nu plec nicăieri fără injecția de adrenalină, fără o mini trusă de prim ajutor pe pulsoximetru, nu plec nicăieri, nu există. Și cu anumite pastile pe care trebuie să le ai de unde. Toată viața să le țin după mine, că uneori mi-e ciudă că mi-aș lua și o geantă mai drăguță, dar trebuie să mă tot timpul cu rucsacul după mine, că am acolo, în caz de ceva, am... Dar ce fel de simptome neurologice aveai? Astea încă le am. Fasciculații, amurțeli, parestezii, dureri migratoare foarte urâte, nu mai vedeam bine, nu mai aveam vedere periferică, vedeam doar puțin așa în față. Da? Îți vedeam capul aici, corpul aici, mi se mișcau membrele singure, aveam așa ca niște chestii care se plimbau, vedeai cu ochiul liber, am filmări. Așa... mișcări involuntare, am zis treaba asta, nu mă mai puteam concentra, am uitat să conduc, mi-a rămas piciorul pe ambreiaj, n-am uitat să ridic și de revelion am uitat efectiv, nu știi când ai țipat, da. Nu am mai știut efectiv ce trebuie să fac la volan, a fost așa uitam numele, nu mă puteam concentra, mă durea capul, de exemplu făceam Lego, așa mi-am antrenat creierul, făceam Lego cu ăsta mic. Și aveam instrucțiunile în față, era Lego de 5 ani despre ce vorbim. Și mă durea efectiv aici, simțeam că îmi bubuie capul de durere, că mă concentram să fac Lego. Dar am continuat să fac ca să mi antrenez mintea, pentru că simțeam că mă degradez. Zici că aveam Alzheimer, adică era ceva dubios, rău de tot. Oh, mi se pare ireal. Da. Da, am fost strong, adică nu știu, am plâns de puține ori. La modul ăla. Știai că ceva e bine. Știai că ceva... Am simțit, a fost foarte ciudat în ziua în care am aflat diagnosticul, am simțit așa cumva că nu singură. Am simțit cumva că am un ajutor divin. Nu pot să descriu în cuvinte ce am zis. Am simțit că-s protejată cumva, asta a fost senzația. Adică, zici că era o voce care îmi spunea nu-ți fie frică. S-a făcut pielea din mine.
Și, da. Da, acum e bine. Și asta m-a ajutat cumva să nu cedez psihic la modul să-mi plâng de milă, să am și plâns, clar, dar de puține ori. Eu zic că m-am purtat destul de matur, nu știu. Cred că a fost ok. Și partea bună, iar încă o parte bună din toată asta, e că cu cunoștințele pe care el a dobândit în perioada asta și cu materialele pe care le-a citit și toate lucrurile, informațiile pe care le-a dobândit. Am vorbit și cu medici, am vorbit și cu doctorul meu care este genial, doctor Ion, doctor Bogdan, care mulțumesc că mi-a salvat viața. Ion, adică... De la clinica hiperbară. Și ea, la rândul ei, a reușit să ajute foarte mulți oameni. Sunt peste 80 de oameni diagnosticați după ce am făcut eu public. Wow. Da, oameni care aveau probleme de luni sau chiar ani de zile. Eu că i-am vorbit direct. Și au reușit să, să-și rezolve problemele. Și mulți alții care au mers la medic, au mers și au aflat exact problema, doar că au văzut la Ada, dar n-au scris. Grupul Live România, de la 1000 de membri, are aproape 4000. Incredibil. Da. Deci nu este o boală atât de rară, cum se zice. Poate că știi că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care ai avut. Dar să știi că m-am gândit la asta. Pentru că sunt foarte multe cazuri de oameni care au paralizat de la un anumit medicament pe care l-au luat pentru că este contraindicat în Lyme. Au fost diagnosticați greșit, ei aveau Lyme, au luat medicamentul respectiv și au paralizat. Eu acel medicament l-am luat o lună jumate. Și eu da. Nu, adică mi-a scris un neurolog tipă care e neurolog în Germania și mi-a spus că vrea să-mi facă rost de viză din aia medicală sau nu știu cum se numește, că vrea să mă studieze, că nu-i vine să creadă că eu sunt viață și că sunt funcțională și că văd de carieră și... Și te-ai gândit să te duci să... Da, aș vrea, sincer. Până la urmă nu e vorba și de binele oamenilor. Adică până la urmă vreau să folosesc cumva treaba asta ca un exemplu de prevenție, de, nu știu, de dacă ți-ară păi ce la mine la mesaje ferate. Trebuie să te duci cât mai repede. Nu. Wow, incredibil. Aș, simt să-ți spun felicitări, dar adică e, știu că, na, încă nu s-a terminat, că mi-ai spus că nu s-a terminat, dar eu am simțit că s-a terminat, nu știu de ce am avut chestia asta. Și poate că cumva în subconștientul tău ai știut asta de la început, pentru că ai fost așa, ca și când... Nici nu vreau să aud de asta, eu știu că trebuie să rezolv, hai să o rezolvăm. Nu neapărat de asta, dar știi cum e? Nu pot să descriu în cuvinte, pur și simplu am ales să mă bucur și să văd partea, să văd binele. Știi, asta am ales să fac, nu altceva. Ea a fost puternică tot timpul ăsta, cu unele mici căderi, că na, nu putea să... Adică eram conștientă de faptul la cât de rău mă simțeam. Am avut o perioadă nașpa, rău, groaznică. Adică mă mulțumeam în fiecare dimineață când mă trezeam. Pentru că uneori simțeam noaptea de rău, era că nu o să mă mai trezesc. Și atunci alegeam cum în fiecare zi să fiu fericită, să fac lucruri frumoase, să mă bucur, să... Nu știu, să trăiesc. Să trăiești, pur și simplu. Exact. Și rezultatul, adică, cum să zic eu ție, diagnosticul exact, l-am aflat după o perioadă în care noi am mers la, ar trebui să zic lucrul da, ăsta. Da, am mers la biserica de la Unirii. La Sfântul Anton. La Sfântul Antonie sau Anton. Și exact în ultima zi în care am mers acolo, la câteva ore, cred, nu? Sau, nu, am mai zi, mers două. De mai multe ori, am mers 9 marți, dar... Trebuia să mergem 9 marți sau ceva de genul ăsta, dar nu, după la penultima sau ultima... Nu, am aflat mai devreme, după a treia tură când am fost, cred că am aflat. Am aflat și mi s-a părut... Am scris, deci ăla era ultimul lucru, cumva, adică a fost... Băi, am fost peste ani, cheltuit peste 15.000 de euro. Mai pe analize. Adică nu mai știam ce să fac, efectiv. Și m-am dus efectiv cu un bilețel unde am scris vreau să aflu diagnosticul și l-am dat la popă să citească în biserică. Pentru că voiam să știu ce am, pentru că știam că nu-s nebună. Adică am avut la un moment dat vorba aia când ți se zice că ești nebun și te simți așa rău, l-am dat cred că chiar nebunești. Dar eu am știut că nu-s nebună și convingerea asta mi-a întărit-o psihologul. Am fost la psiholog, m-a trimis doctor la psiholog, m-am dus la psiholog până mi-a zis psihologa, adus. Poți să mai vii să stăm de vorbă. Dacă vrei, hai că te ajută, clar. Pe orice om ajută, mergi la psiholog. Da, tu trebuie să te duci să faci analize că tu ai o boală. Tu la tine nu-i de aici. Și zic, bine, continui investigații.
Adică m-au dus pe toate părțile, traume, nu știu, din familie, m-au pus să desenez, m-au pus să vadă ea jocul ăla cu scaunele, să mă... să vorbesc cu cealaltă personalitate a mea, să căutăm ce mi-a declanșat, ce... Foarte mult ajută treaba asta. Și mi-a zis, bă, tu ești ok, adică n-ai cum de la stres să te umpli, să te deformezi efectiv sau să ai simptome urâte sau să te doară ceva. N-ai, e imposibil, adică e prea nasol ce simți. Dar la Sfântul Anton, care e tradiția? Ce trebuie să faci? Ai zis că trebuia de 8 ori, de 10 ori. Se spune că acolo ți se împlinesc cumva dorințele. Adică dacă te duci acolo și spui vreau să aflu în ce an mă căsătoresc, forma vine, sau cauza unei probleme. Doamne ajută, vreau să iau examenul auto, dar tu trebuie să și înveți, că, știi? Adică, știi, dacă nu faci calea de șoc. Ajută-mă să iau, da, ca să am mintea limpede. Exact. Un exemplu, nu știu. În momentul în care ai un zid în față și simți că nu poți să mai treci de el, poți să încerci să mergi acolo. În momentul în care o să mergi cu sufletul deschis și cu încredere, atunci lucrurile se rezolvă. Și acolo merg foarte mulți oameni bolnavi, adică... Da, mie mi s-a părut, eu am mai avut o experiență de genul ăsta cu biserica, pentru că mă chinuiam să aflu răspuns la ceva și am mers la biserica, mănăstirea de la Ghighiu, da, de lângă Ploiești, și de acolo am plecat și până la jumătatea drumului deja am aflat problema, am aflat de unde vine și eram și liniștit pentru că deja aveam și soluție și rezolvare și a fost totul. Scuze, super. De mi-am amintit atunci când am dat cu capul în icoană și am făcut icoană. La Ghighiu am stat la coadă mult timp și am ajuns în fața icoanei și icoana arunceam de sticlă în față. Și după care icoana propriu-zisă și era mare codârlă în biserică. Și noi nu pupăm icoane, adică punem mâna sau punem fruntea și nu punem gura, după avem noi o chestie. Și eu n-am văzut că e și chiar fără ochelari. Avea geam. Și aveam un moment ăla în care, cum să zic, aveam lucruri pe suflet, că cumva atunci te duci, din păcate, când vrei să mulțumești nu prea te duci. Și am vrut să punem amândoi capul pe icoană și eu n-am văzut peretele ăla de sticlă. Mamă, și ne-am tras una, efectiv așa făceam biserică, și ne-am pus în genunchi și am neobufnit pe amândoi râsul. Și te așteptau după noi, era de coada. Și ne râdeam cam proști în fața icoane. Da, uite că un lucru pozitiv, știi, da, se întâmplă. Deci trebuie mers acolo la biserică. Este o cărticică cu o rugăciune care trebuie citită de fiecare dată când mergi în... 9 rugăciuni diferite. În biserică. Și a 10 de mulțumire. Și trebuie să mergi 9 marți... La Ghighin sau 10... la Anton? Nu, Anton. La Anton. La Anton. Da. Trebuie să mergi 10 marți la rând. Da. A 10-a este cea de mulțumire. Și în a 10-a de mulțumire duci un pachet la biserică, pentru că Biserica Sfântul Anton donează acele pachete familiilor cu probleme. Chiar se întâmplă asta. Și duci făină, ulei, ce vrei tu, mâncare, biscuiți... Pentru că totul chiar ajunge la familiile cu care au și, nevoie. Și domnul părintele de acolo... Da, este extraordinar. Mi-a și citit rugăciune chiar imediat după ce am aflat diagnosticul și mi s-a părut foarte frumos că el s-a oferit. Am primit un telefon și mi-a spus că am fost văzut acolo și că își dorește să-mi citească rugăciune. Și au făcut o rugăciune special. Și au adus special pentru mine moaștele, o parte din... moaștele Sfântului Nectarie, special pentru mine. Și mi-a făcut rugăciune. Ele, moaștele, au ajuns în București. Iar exact, mi s-a făcut pielea de găină. Ca să vezi, s-au legat lucrurile. Moaștele... Eu n-aș fi îndrăznit să-l sun niciodată, dar m-a sunat. Nu, era rușine să-l sun. Mi-ar fi fost rușine. Tu-ți dai seama ce protejată ești, cât de mult te iubește Dumnezeu. Și cum s-au legat lucrurile ca moaștele respective să fie exact atunci în București, exact, care sunt bine cunoscute pentru vindecare. Și ei să facă o rugăciune. La tine, 5 preoți au făcut o rugăciune după ce au terminat ei slujba de la biserică. Au stat și au făcut o slujbă pentru Ada, inclusiv... Atunci eram în perioada pregătitoare cumva, pentru că înainte să încep tratamentul propriu zis, este o perioadă în care îi plante, îți întărești sistemul imunitar, pentru că tratamentul e foarte agresiv. Și atunci eu mă pregăteam cumva fizic, dar și sufletește pentru ce avea să urmeze și rugăciunile alea au fost... Părintele știa prin ce treci? Da. Și chiar am mai sunat la L-am mai sunat și chiar aș vrea să ne mai vedem, pentru că eu pot să fiu mereu recunoscătoare.
Da. Incredibil. Wow, ce poveste minunată. Am câteva întrebări pentru voi, întrebările lui Jorge. Da. O să vă rog să răspundeți cu da sau nu. Ok. Deodată? Și deodată și separat. Puteți să vă uitați la cameră, că așa e, camera ta e asta. Ok. Și mămica! Ada la cea de acolo, eu mă uit la asta, da? Întrebările lui Jorge cu Ada și Cătălin. Pam, pam. Ada, l-ai făcut celebru pe Cătălin pentru că ai văzut că sunt mai de succes cuplurile unde ambii sunt celebri? Dar nu l-am făcut eu, adică... Eu zic nu. Nu. Eu am vrut să dezvolt, da? Și nu am zis eu da sau nu, să zic așa. Da sau nu, da sau nu, după aia vrem. Își dorește Alexandru o surioară sau un frățior? Da. Da. Cătălin, a cântat fals vreodată Ada? Nu. Hai că mai fals așa. Nu, nu sunt în... O să nu zic sunt după. În măsură să spune. Exact. Ada. A cântat vreodată fals Cătălin, da. Ai simțit vreodată că nu o să mai fie atunci când ai avut problema de sănătate? Că nu o să mai fiu? Da. Da. Ada, te-ai prefăcut vreodată că îți place mâncarea gătită de Cătălin? Nu, dar a fost odată când mă așteptam să fie într-un fel, dar nu a fost. Poate chiar de vreo două. Cum mi-am dorit. Dar nu m-a prefăcut, i-am spus. Ada, te-a cerut cum se cuvine Cătălin? Bă, având în vedere la ce fel de cuplu suntem, chiar a fost cum se cuvine. Simți că ești lângă iubirea vieții tale? Da. Tu ne-ai... De ce nu răspunzi? Nu mi-a pus întrebarea și mie. Da, da. A, mi-a pus-o și mie? Nu, doar Ade. Că aș fi zis nu. Cătălin, ai mai cerut vreodată în căsătorie altă fată? Nu. A, dar ai mai fost cerută în căsătorie vreodată de un alt băiat? Nu. Bine, L-am cunoscut pe Cătă la 22 de ani, când să fiu cerută la 15. Dar, vorbim după, dar oricum tu știi cum mi se întâmplă cu artiștii și cu oamenii cunoscuți din România, că sunt ceruți în căsătorie în fiecare zi pe paginile de social media. Au fost părinții voștri de acord cu relația voastră? Da. Nici nu m-a interesat. A fost. Da. Au fost mici chichițe, dar da, 90% au fost de acord. Unii cu alții, adică ardelenii cu bucureștenii, na. Superb, la început. M-a sunat pe mine socrul meu. Tata socrul meu. Da, și m-a zis, el a vrut să fie serios. Și mi-a zis, Cătălin, ce gânduri ai tu cu fata mea? Asta în sensul că eu mă la un magazin de bricolaj. Poți să zici că e podcast. Da, mă la un magazin de bricolaj să iau ceva pentru acasă, aveam o urgență pe acasă, și m-a sunat să mă întrebe ce gânduri am eu cu fata lui. Deci nu, mi-au venit trei scenarii în cap. Dar tu când o să ai și l-am ales pe la cel mai bun. Că na, socrii mei sunt foarte foarte mișto, mă înțeleg foarte bine cu ei. Și abia aștept să vină pe la noi în vizită și mai ales când pleacă de la noi din vizită. Nu, super mișto amândoi. De ce ai mai cântat și tu odată de două ori fals așa? Îți dai seama. Am mai falsat, mi-a mai fugit instrumentul, s-a mai dezacordat. Nu, toată lumea falsează, pe bune. Deci toată lumea falsează, chiar și... Da, normal. Se întâmplă să nu te auzi bine, se întâmplă să, nu știu, fii răcit, se întâmplă să fii în perioada respectivă la fete. Fetele în perioada respectivă este, nici n-au voie să cânte, pentru că sub ton oricum. Dar nu e periculos pentru gât, dar n-ai ce face, dacă e concert, te duci cânti. Eu am puțin la un concert, așa sunetist bun am avut, că după concert m-am dus la urgență, la orele. Am coborât de pe scenă. Ai urlat. Nu, mi-a bulit urechea. Am fost direct la orele, la urgență. I-a dat, i-a dat în cască și emisia recepția de la... Mi-a dat în cască de majoritate. Pățit și eu asta, să știi. Și am avut timpanul perforat vreun an jumătate. Mi-a fost traumă sonoră, de-aia. Dă seama cât de nasol, pentru că... Mamă, horror. Toată puterea ta de a cânta stă în mâna, în degetul unui om. Și dacă îi fuge degetul, îți fuge și ție timpanul, gâtul. Cum aveți voi cască, cumulaj, in-ear, simți microfonia în creier. Sunetul este foarte aproape de timpan, pentru că chiar acolo, la distanță mică. Acum am și o cască, mi-am făcut cască pentru emisiune. Dar uite, și vezi, oamenii nu știu lucrurile astea și dacă cumva se întâmplă ceva nasol, pe tine dau vina. Și aud mult mai bine, contează foarte mult, pentru că aud mult mai bine informațiile care îmi vin... Din spate, din regie și înțeleg, vezi că intrăm în pauză acum, să vezi că trebuie să ieși, să vezi că trebuie să-i dai, să-i dai pasa lui X sau lui Y. Și înainte, câteodată auzeam, dacă apuca casca să-mi iasă
apucaia să iasă puțin din ureche, nu auzeam, auzeam un semi-întrerupt așa sau foarte încet și era ciudat, era la modul ce-o fi zis, ce-o fi zis. Și făceam o pauză scurtă, adică în sensul că încercam să o lungesc puțin și mi se mai spunea o dată. E foarte tare în direct asta, am pățit și în direct. Da, noi avem oricum o echipă foarte bună acolo la Neața și ne simțim unii pe alții, prieteni. Suntem foarte legați și na, doamna Elena, care este un zeu, pot să zic. Este senzațională, doamna Elena, ce poate să facă și câte lucruri am putut să învăț de la ea. Și cât de la Miki, acolo, frate. Pentru că Miki de fiecare dată vine și te explică atât de frumos încât tu ești pompălău la o situație. Mai ai inteligență, dă bine pe lângă producție. Nu, o zic foarte sincer. Se prelungește contractul acum câțiva? Da. Și îți explic atât de bine încât înțelegi. Am învățat foarte multe lucruri de acolo și pot să zic că, nu pot să zic, ei m-au format în zona asta de live, pentru că am fost doar la reality show cu Ada. Îmi place foarte mult reality show, dar mai ales că se decupează, se montează și se învârte cum vrei tu, dar la live e altceva și tu știi destul de bine ce zic. Da. Deci Alexandru își dorește o surioară sau o frățioară. Da. Deocamdată și noi ne dorim la fel de mult. Mai așteptăm. Așteptăm puțin. Momentan ar fi culmea, aș fi inconștientă. Da. Bine, sunt studii făcute ca persoanele care fac moldamin nu mai transmit fătului Borelia, dar e complicat, doare foarte rău injecția. Dacă s-ar întâmpla asta, se întâmplă, nu e niciun pericol, dar am fi inconștient să facem acum pasul ăsta. Mai așteptați un an, cel puțin. Da. Ce să facem? Mai zis tu, la un moment dat ai declarat că imediat după ce termină Ada tratamentul... Da, imediat. Pe 3 ianuarie termin moldaminul, pe 4 ianuarie îmi dă face el moldamin. Și pe peste 9 luni... Și peste 9 luni deja îl ține pe bebe în brațe. Adică eu n-am mare lucru de făcut. Adică, din punctul meu de vedere... Să dureze 3 minute dacă e la tine. Adică... Hai să nu exagerăm. Hai, 1,5. Maxim 2. Și aia e muncă, adică nu... Da, normal, pentru că efort. Implicare. Îți dai seama ce efort, mamă, la voi e mare efortul. Hai să nu intrăm în subiectul ăsta, că eu sunt feministă la partea asta. Îmi place, mie îmi place. Haide, și uneori și eu sunt jumătate feminist, adică nu sunt genul masculu, macho, da, alfa. Mie mi-e groază un pic iar de naștere. Asta că te cunoști undeva. Exact, da, am multe laturi, am și eu vreo 3 laturi ale mele. Tu și Radu Bucălaie. Aoleu, da. Am o altă rubrică pe care am dezvoltat-o și mi se pare, mie cel puțin și câtorva oameni care au scris în comentarii că e foarte amuzantă treaba asta cu la nebine sau la greu. Ok. La nebine sau la greu. Nebine? La nebine sau la greu. Păi nu e același lucru? Exact. Ce ai prefera? Să fii obligat să mănânci în fiecare zi câte 3 lămâi sau să-ți joace ochiul zi de zi? Să mănânc lămâi. Da, să mănânc lămâi. Eu oricum beau apă cu lămâi, ok. Bă, nu? Să dai seama, ți-ar duce gingiile sus în creier. Ți-ar rămâne doar lopețile, așa. Gard. Ce ai prefera? Să stingi lumânarea cu limba sau să ai incontinență urinară? Ferească Dumnezeu. Mamă, ce? O stingi cu nasul dacă e nevoie. Păi da, dacă ți-arzi limba... Unul dintre serios? Ce... Limba, dacă o uzi puțin... Știe poți să stingi și țigara fără deja nicio m-am problemă. Gândit că este unul dintre cele mai vascularizate organe ale corpului. Am intrat numai pe medicină. E foarte vascularizat. E mai asol că dacă atingi ceara aia, atunci o să fie nasol, pentru că o să se lipească de limbă și o să te usture puțin, dar mai bine așa. Incontinență urinară. Mai aia ceva rău. Mă, stai cu pampersul pe tine, Doamne ferește. Ferească, Dumnezeu. A, da. Da. La nebine sau la greu? Ia. Să nu mai știi să cânti sau să nu te mai recunoască, Cătălin? Când ai scos-o pe asta? Vai, mă. Să nu te mai recunosc eu mai bine, zi așa. Păi da. Na. Ne mai descoperim o dată. Frumos asta. Na. Foarte frumos. Ada. Da, cu ce privire ai? Urmează ceva la somn. Da. Să nu te sune deloc, Cătălin, o săptămână când e la pescuit cu băieții sau să nu te mai iubească socrii? Să nu mă mai iubească socrii. Soacră, că Soacră. Doar soacră mai are. Da. Îmi pare rău. Deci... Să nu mă mai iubesc soacră. Da? Hai mă și o săptămână cu băieții acolo la pescuit. Și... Oricum că când sunt la pescuit, te suni vorbind doar 2 minute, adică nu e ca și când... Da, nu... Bă, băiatule, cum să nu mă sun o săptămână? Dar n-aș putea eu să stau. Nu, că el pleacă la cumpărături cu lista și mă sună. Îmi place adică... să stau de vorbă cu ea. Și voi aveți chestia asta? Vă sunați după ce ești vorbim, da, dar vorbim chestii... Banale, dar random. Dar vorbim.
am uitat să-i zic ceva și eu sunt de pe drum și îi zic. Și e prinsă pe acolo, că mai face curat prin casă sau mai are ceva de făcut pe acolo. Și mai dat, câte 40 de minute la telefon, da. Așa, în nu București. Nu neapărat 4, dar vreo 10-15 minute le mai stăm de vorbă. Sau în trafic, din plec eu undeva și sunt trafic și îl sun și stăm de vorbă. Da. Ce frumos. Cătălin, la nebine sau la greu? Să se deschidă parașuta pe ultima 100 de metri sau să-i dea un tip o palmă pe fund, Ade? Mă, să se deschidă parașuta pe ultima 100 de metri. Că mie, mă gândesc la mâna lui, că oricum ce o să facă fără o mână? Oricum eu îl bat, adică asta e ca și cum. Mai mult reacționez deci decât el. Deci am avut o experiență din asta, era bine, eram mică, eram la școală și un coleg de clasă mi-a dat o palmă peste fund. Așa eram eu în clasa a patra, ca să înțelegi, m-am dezvoltat foarte repede și pe aia rămas așa. Și m-am întors și am dat la săracu o palmă. Dar i-am mutat fața, efectiv. Și am zis, nu mai facem viața ta așa. La pui la televizie tehnică. Am rămas urma de la degetele mele pe față și aveam, dar nu eram în a patra, era mai mult, că aveam dirigintă. A cincea, șasea, nu știu. Puțin a cincea era. Da. Și aveam ore cu diriga și diriga era foarte severă și am zis, trebuie să stai cu mâna așa toată ora, să nu se vadă, că o să te întrebe de unde e urma aia. Ce panică a dat bunul. Mamă, ce bătea de-a luat la săracu. Panică. Și a revenit copilul? Nu, palmă i-am... Băi, el mi-a dat peste fund, mi-a dat tare. Deci mi-a dat o palmă peste fund și pe aia m-am întors și am dat una peste față. Înseamnă că fundul tău arăta bine. Aveam... Eram în clasa 5-a. Ce fund să arate bine în clasa 5-a? Da, așa e. La nebine sau la greu? Să rămâi fără sprâncene din greșeală sau să sune telefonul din două în două minute? Eu? Da. Pe oricum sună telefonul din două în două minute. Să sune telefonul. Îl pun pe silent și aia e. Cătălin. Să nu fie cu pescuit, că o să aleg pescuit. Să gătești și să scui pe mâncarea din gură invitatul sau să pui mâna plină de ardei iute la ochi? Să scui pe el mâncarea, de ce să mă chinui eu? Știi cum e? Mâncarea e în funcție de gusturile pe care le ai tu, știi? Da, exact. Adică tu în momentul în care gătești, eu pot să gătesc pe gustul tău, nu există îmi place sau nu-mi place. Nu e pe gustul tău, dar asta nu înseamnă că mâncarea e proastă sau că nu e... Deci nu există mâncare proastă. Nu. Oricum tot e comestibil, adică deci, din moment ce vorbim, din eu am crescut cu icre, cu Nesquik. În funcție de gusturi, în funcție de cum îți place ție. Pentru că, uite, mie sarmalele lui soacră mea nu-mi plac atât de mult cum îmi plac alea lui mama. Pentru că mama le face cu varză dulce și soacră mea cu varză murată. Înțelegi? No. Sunt la fel. Dar ele sunt bune ambele. Ambele sunt bune, dar nu sunt pe gustul meu. Asta nu înseamnă că sarmalele nu sunt bune, știi? Și ar trebui să le scuip. Cam... Uite, tu mi-ai dat acum o soluție de cum să vorbim cu adolescenții, să le explicăm de ce nu trebuie să-i placă toată lumea și că nu trebuie să îi iubească toată lumea. Da, pentru că, la fel ca și mâncarea, poate nu ești pe gustul lui. Exact. Gustul ei. Și atunci trebuie să eviți. Dacă nu ai chimie cu anumite persoane, nu trebuie să forțezi lucrurile. Dar oricum lucrurile care trebuie să se întâmple, se întâmplă natural, exact. Fără să faci efort. Și mai e o treabă cu, văd la tineri, băi, văd atât de disperat să aibă haine scumpe, să aibă tot felul de chestii. Credeți-mă că o pereche pantaloni cu un Adidas care să fie cât de cât curat, să fie ok, și un tricou pe tine este exact ce trebuie. Baby, de acum caracterul toți vor contează. Să fie vedete, acum da, vor să aibă like-uri, vor să epateze, vor să pară că au bani, lux, opulentă. Dar de ce? Pentru că online nu le-a impus lor lucrurile astea. Da, pentru că noi toți am greșit, probabil, că am vrut să părem și noi ceea ce nu suntem. Azi am pățit o experiență, dacă avem timp și pot să-ți mai zic. Până când ne-a venit minte la cap. Am avut o experiență foarte ciudată la școală, la cel mic. El era la marginea terenului și stătea să uita prin gard la copiii care jucau, copiii care erau mai mari. M-am dus la el și am zis, de ce nu joci și tu? Pentru că, de obicei, înainte să mergem acasă, las să joace câteva minute. Și eu, pentru că am întârziat puțin, copiii ăia mai mari nu l-au lăsat să intre să joace, căci că e mic. Și au fost vreo doi care l-au luat la... nu l-au scuturat sau ceva, dar l-au luat la 13-14 să plece de acolo. Și copilul intrase un pic panica în el, pentru că inclusiv cu mine acolo nu voia să intre pe teren. Până la urmă a intrat, a început să se joace. Un copil a vrut să dea în minge sau nu știu cum a făcut, altul l-a lovit puțin, nu știu dacă a fost ceva, a fost involuntar oricum. Chestia că copilului care a vrut să dea în minge a sărit rotula. Efectiv a sărit rotula, era mutat în partea dreaptă, copilul a căzut jos, striga ajutor în tine, am crezut că face gen la mișto sau se preface, că doar s-a lovit puțin. M-am dus la el, efectiv am văzut copilului rotula care îi ridica pantalonii efectiv în sus
Și atunci a rămas surprins de anumite lucruri, pentru că erau câțiva copii din jurul care erau foarte implicați și dorinți, ăștia mai mici. Ăștia mai mici erau implicați și voiau să-l ajute cu orice, cu ce puteau să-l ajute. Iar aia mai mari, care ar fi trebuit ei să ia măsura aia de hai să sunăm pe la salvare, să sunăm pe doamna directoare, pe doamna medic din școală, ăia efectiv râdeau. Efectiv, unul era, avea o pungă de semințe în mână, cred că urma să deschide să mânce semințe. Da. De asta am și zis că generațiile astea de acum le simt că o să fie mai bune. Mi se pare că o parte din... Nu vreau să zic. Da. Și... Nu știu, poate reușim să schimbăm lucrurile astea, să nu mai fugim după lucruri scumpe, să nu mai arătăm ceea ce... Mai bine citim despre o carte. Despre ce vorbim toată lumea? Ne edităm pozele. Ne... Și noi vrem să arătăm nu știu cum, că e normal, te postezi. Majoritatea oamenilor care apar și care se manifestă pe online, nu știu cum să zic, sunt neapărat fake, că nu vreau să zic, vai, sunt fake, joacă un rol. Și degeaba mi-am noi un asta le-am arătat, exact. Le-am arătat chestia asta copiilor ani de zile și nu doar noi, că de la America ne-a plecat tot, ne-a plecat de la noi, noi am fost poate ultimii care am furat chestia asta. Dacă noi așa i-am crescut, cum vrem să-i avem? Așa i avem, cum i-am crescut, e simplu. Mi se par un pic pierduți. Și mi se pare ciudat ca... Adică e cool să te droghezi în liceu acum. E cool să bei, e cool să... Nu știu, mi se pare lumea pierdută în general, sincer. Și noi mai făceam prostii. Noi luam țigări în clasa 11-12, țigări normale, și eram eu cu încă trei fete și poșteam în baie câte o țigară. Mamă, Winston sau ce naiba era. Mamă, ce făceam noi. Acum n-am ce treabă. Se vând droguri în clasa noua. Despre ce vorbim? Mi-e frică. Mi-e frică rău de tot. Da. Trebuie să avem grijă să educăm bine pe copii. Și nu neapărat să educăm, trebuie să fim pe lângă părinte, trebuie să fim și un prieten foarte bun al copilului, ca el să poată să vină la tine să spună... Și nu mai e respect pentru artă, nu mai e respect pentru nimeni în general, nu mai există respect, pentru că oamenii, nu știu cum să zic, să nu pară dubios, că până la urmă și sunt noi... Sunt oameni care parcă nu mai au empatie, știi? Exact, adică nu... și noi suntem oameni, noi nu suntem vedete, România nu există vedete, din punctul meu de vedere, nu există... Te duci la concert mare vedetă, dar faci pipi în OMV. Nu ești vedetă. Ești un om care a ajuns cunoscut datorită talentului. Sau ești o persoană publică, te știe lumea. Nu ești vedetă. Dar nu mai există, nu știu, respect pentru artă, nu pentru tine neapărat. Nu știu, mi se pare că e totul foarte pierdut. Și e așa un... Se consumă totul. Dacă zici repede. Totul, la care totul? Adică dăm niște exemple. Nu știu, e foarte, nu știu cum să mă exprim. E suficient să ieși pe stradă și o să vezi exact ce... Nu vreau să mă exprim cumva greșit, să-mi pun internetul în cap acum. Poate nu o să găsesc cuvintele potrivite. Mi se pare muzica din ce în ce mai proastă. Sunt puțini artiști care fac artă în momentul ăsta. Și mă refer la muzica asta destinată adolescenților. La trap. Sunt artiști trap foarte mișto, dar sunt unii care... Da, probabil o să-mi pun în cap internet, de-aia nu mai pot eu. Mi se pare un pic greșit. Nu știu. Că ochiul lui de manager se uită acum la mecea, dar vezi ce zici. Mă, adevărul e că asta e realitatea. Adică să te duci în club, copilul meu să meargă în club și să cânte samba. E mișto. Toate femeile scurve, adică ești o cățea, ești un... Eu, dar mai aud așa, fugitiv. Doamne ferește, adică prefer Five Gang, jur, să vină Five Gang înapoi, Doamne ajută, cu cantitățile industriale, cu sosul, măcar alea sunt haioase, alea sunt drăguțe. Da. Dar astea, ferească Dumnezeu, nu știu. Poate sunt talentați oamenii cu adevărat, dar ce se promovează acum mi se pare greșit. Mi se pare greșit. Da, crezi că se promovează? Adică îi promovează tu, cineva? Ăla cântă despre tine că ești o curvă gen și tu ești în primul rând și ce-mi place că e... What? Nu e ok. Dar crezi că îi promovează cineva sau că are cineva câteva mii de euro, are tati 4-5 mii de euro? Ăștia să promovează cineva, știi cum e și cu label-urile și cu asta. Suntem cu toții vaci de mulți. Fiecare are perioada de mulgere. Știi, când dai niște hituri și ai succes, țic, 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 după aia vine altul. Tu ești lăsat. Țic, 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 și tot așa, asta e industria.
nu e vorba că îi promovează sau nu cineva. Eu cred că ies un pic din tipar și din normal și probabil tinerilor li se pare cool. Sau li se vorbesc pare... pe limba lor. Da, oricum, cumva, din dacă păcate, mie și pare rău cumva de generația asta, în sensul că sunt foarte mulți în depresie, sunt foarte mulți care suferă, adică... noi nu eram așa, noi eram mai fericiți. Uite, hai să vă zic o chestie foarte tare. Ei mi se par pierdut sufletește. Și cred că au și impresia că ei fac lucruri pe care noi nu le-am făcut sau pe care noi n-am putea să le facem, n-am fi în stare. La noi în clasă era o chestie, la un moment dat, ne ardeam noi foarte așa cool, foarte șmecheri, nu știu ce, vorbeau câțiva colegi de-ai mei despre iarbă, vorbeau de chestii de-astea, gen, vezi, Doamne, ce vorbeam noi. Și doamna care aveam o oră, doamna a auzit de la catedră. La un moment dat a făcut o pauză și ne-a zis o chestie foarte, foarte simplă, dar din care am înțeles foarte multe lucruri. Ea ne-a zis în felul următor, voi credeți că pe vremea mea nu existau lucruri de genul ăsta? Voi credeți că noi n-am încercat sau voi credeți că noi n-aveam party-uri? Sau noi ne strângeam la prieteni acasă, la bloc și făceam party-uri și ne distram toată seara și era super mișto. Și făceam și noi lucrurile astea. Nu e atât, și ne-a dat de înțeles că nu e atât de cool lucrul ăsta, cool, știi? E un lucru pe care l-au făcut și ei. Și îl făceau în perioada în care absolut era interzis. Adică la modul ăla era foarte nasol în perioada respectivă. Și atunci și-au dat seama și colegii mei că nu e chiar atât de mișto și atât de o facem noi pentru prima dată. Lucrurile astea adică le-au mai făcut nu și alții. Nu ești șmecher că face asta, deloc. Da. Și nu, asta nu e șmecher. Nu e ceva care se dă mare. O să sari un gard pe care nu poți să-l mai treci înapoi. Și asta e păcat, pentru că se pierd mulți tineri. Mie de asta mi-e cel mai frică doar. Da. Se pierd foarte mulți tineri și cu copii frumoși, copii talentați, care au potențial enorm, se pierd din cauza unor anturaje greșite. Dar ei săraci cred că nici nu mai știu ce vor. Asta e, adică mie îmi și pare rău cumva de ei. Că dacă tu stai să-i întrebi, ce vreți voi? Sunt unii care își doresc, nu știu, să fie artiști, să fie medici, să fie, au ceva foarte clar stabilit și luptă și merg pe drumul lor. Dar sunt mulți pierduți care nu știu ce vor să fie. Vor să fie vedete. Și nu neapărat că vor să fie vedete, dar cauza, eu cred că este... 80% este din cauza părinților. Asta clar, da. Pentru că mai nou, părinții sunt foarte prinși cu jobul lor, acordă foarte puțin timp copilului. Pentru că noi, când eram mici, George, și ți-am zis George pentru prima dată, îți aduce aminte că părinții stăteau cu noi foarte mult acasă și ne tot ziceau zi de zi, te vedeau. Când ne cicăleau, erau acolo. Și spuneau, uite, asta e bine, asta nu e bine. Era chestia de familie. Mai nou, părinții acum lucrează de la 8 dimineața, își lasă copilul la școală, îl iau la ora 4 sau la 6. Mulți copii nu au bunici cu care să stea și de la care să poată să mai filtreze anumite lucruri. Îl iau de la școală la ora 4 sau 6 sau când îl iau de la after school, îl aduc acasă sau poate chiar la birou, lasă pe un scaun acolo să stea pe telefon pentru că el încă mai are de dat niște mail-uri urgente. Și atunci copilul acum să crească, pentru că el se uită pe telefon. Și nu știe exact, nu știe ce înseamnă bucuria, el știe doar YouTube, știe doar anumite jocuri și la un moment dat descoperă chestiile astea care îi se par cool și el crede că asta e mișto. Și că e o realitate, dar exact. Nu e o realitate. Eu atât de multe lucruri fac cu Alex și nu vreau să mă dau un exemplu bun acum, că și eu greșesc față de copilul meu. Toți greșim și toți ne traumatizăm copiii, de-aia e bine să-ți ierți și exact. Părinții și să nu... Am momente special dedicate lui, atât eu cât și Ada, inclusiv mergem să ne plimbăm cu ATV-urile, de exemplu. Sau mergem să jucăm fotbal împreună. Să inclusiv jucăm fotbal la mansardă acasă. Joacă, că au mingi uite, de pluș. Se uita la voi la Survivor și am făcut traseu de Survivor prin casă, iar eu eram comentatorul și trebuia să explic fiecare situație prin care trecea el. Nu, Alex, Doamne, îți mulțumim, până acum chiar a avut copilărie frumoasă. S-a jucat, s-a dat și cu bicicleta și cu trotineta pe stradă, s-a jucat fotbal, s-a jucat basket, s-a jucat de avața scunselea, s-a jucat prinsa. Ce s-a mai jucat? De toate. Cam de toate. Adică lăsăm și la televizor și la tabletă și la YouTube, nu interzicem lucrul ăsta, dar în același timp îi propunem și o altă activitate pe care ar putea să o facă cu noi, să ieșim afară. Și credem că nici noi nu avem timp. Adică suntem până peste cap prins și suntem haos, dar e un moment în care zic gata, stop, 2 ore de acum înainte sunt ale lui. Și problema e cu consumul psihic, pentru că noi lucrăm foarte mult cu mintea și efectiv uneori îți vine stai în pat să nu faci nimic, dar ai o responsabilitate. Și pe lângă asta, alimentația și zahărul foarte mult dat copiilor. Asta e o mare problemă, pentru că
De acolo intervin mult mai multe probleme, nu doar de sănătatea lui fizică, dar și de sănătatea lui psihică, știi? Pentru că zahărul în exces pentru copii, tu îi dai, el stă cu minte acolo și tu îi dai arunci câte ceva. Ia, că ai fost cu minte, sau dacă stai cu minte îți dau o prăjiturică anume sau ceva. Și copilul mănâncă una, două și deja își depășește porția lui de dulce pe săptămâna respectivă, nu pe ziua respectivă. Și na, de acolo intervin alte probleme și alte situații. Și ajungem în punctul în care nu mai înțelegem de ce copilul nostru nu e cu minte, nu e la locul lui, aleargă prin casă, e zăpăcit. Copilul este, până la urmă, exemplu, este oglinda părinților. Nu există copil, vai, ce rău e copilul ăsta. N-ai cum să zici despre un copil de 5-6 ani că e rău. Cum să e rău un copil de 5 ani? Nu, greșești tu și trebuie să-ți asumi că greșești. Adică dacă ție nu-ți place ceva în comportamentul copilului, trebuie să te gândești unde a văzut chestia aia. A văzut-o în casă? Nu, dacă a văzut-o în casă, hai să reparăm. A văzut-o la prieteni? Atunci hai să rărim vizitele. A văzut-o la nu știu cine? Trebuie să vezi de unde e sursa până la urmă. Că nu e el rău, că vrea el să fie rău. Și până la urmă e normal să nu fie de acord cu tine sau să se răzvrătească sau să plângă, să se tăvălească pe jos, că e copil până la urmă. E un copil sănătos. Până la urmă, toți ne răzvrătim. Suntem perfecți. Exact. Toți copiii sunt minunați. Exact. O performanță uriașă ar fi. Cred că cel mai bine este ca fiecare părinte în parte să-și asume că greșește. Și să recunoască în fața copilului că greșește. Și să-i ceară scuze dacă e nevoie. Și să-i explice ca la un om mare, pentru că copilul înțelege. Copilul nu e... Copilul e chiar deștept și înțelege foarte multe lucruri. Trebuie să înțelegem că copilul ăla nu e un obiect din casă sau un... Sau o jucărie. Sau o jucărie. Copilul e un lucru bun pe care l-ai reușit în viață și el are nevoie de tine, are nevoie de timp. Nu doar în momentul în care l-ai făcut și după aia să-l lași acolo. Și o performanță uriașă ar fi dacă... din puținul timp liber pe care l-am avea, să-l acordăm lui, știi? Cât să ne simtă că suntem acolo, da, să fim și să acolo, se bucure de noi. Nu în sensul să-i arunci o mingiuță și să-ți aducă mingiuța înapoi și gata, l-ai făcut fericit. Nu, dar să te simtă pe tine tot timpul că ești lângă el. Să simtă că e în siguranță, să simtă că se poate baza pe tine, să simtă iubire, clar, afecțiune, că doar așa poate să crească frumos, sufletește. Și din punct de vedere emoțional, să simtă că poate să aibă încredere în tine, să nu te mintă, să nu-ți ascundă lucruri. Cred că asta e relația ideală dintre părinți și copii. Evident că toți facem greșeli și lucrurile n-au cum să meargă lin, că nici viața nu merge lin, că dacă ar merge lin, am fi morți. Da. Cum e la puls. Da. Dar... cred că cheia oricărei relații, indiferent de natura ei, este comunicarea, sinceritatea și respectul. Educă doar părinții copiii sau și copiii educă părinții? Și clar. Și copiii pot să copiii educă părinții foarte ușor. Și profesorii sunt importanți în educația copiilor. Dar clar, copiii ne învață foarte multe lucruri despre viață, pe care le-am uitat sau poate nu le-am conștientizat niciodată. Uite, de exemplu, tatăl meu... pe lângă faptul că mi-a fost tată, mi-a fost și un foarte bun prieten. Și am învățat foarte multe lucruri, pentru că la momentul potrivit el mi l-a explicat și mi l-a arătat așa exact cum ți l-ar arăta un prieten. Și l-am înțeles. Și mi-a fost bine, pentru că aveam o intersecție și acolo am ales drumul cel bun. Nu m-am dus odată cu cartierul, cum ar veni. Și, na, astea sunt lucruri care sunt dovedite și care ajută. Eu cred că toți cei care ajung... bine, au de ales între cartier și drumul corect. Da. Nu cred că e cineva în țara asta sau în lumea asta să nu fie avut opțiunea cealaltă, exact, de cartier sau drumul cel bun. E un fir de ață. E un anturaj bun sau un anturaj prost, exact. Cam asta e. Da. Eu ați vorbit așa de frumos de cum să fim cu copiii, că îmi vine să plecăm acum, să mergem la copiii noștri, să ne bucurăm de ei. Câte mă uitam acum, zic, aoleu, ia uite câte ceasă să mergem. Cam multe. Nu, e foarte frumos, oricum. Și ce îmi place de voi, că sunteți foarte autentici și foarte natural, e un cuvânt prea puțin spus. Naturalul e așa, o chestie generică, dar autentici se apropie un pic față de cum sunteți voi.
pentru că mie, eu mereu am apreciat oamenii fără filtru, care nu își pun un filtru atunci când stau de vorbă cu cineva sau sunt în fața camerelor. De ce? Pentru că vor să dea bine, știi? Și atunci am apreciat chestia asta la voi, că voi sunteți așa, reali, dintr-o bucată, cum sunteți voi zi de zi, așa. Noi, aș putea să spune că noi suntem simpli. Că nu oameni avem, normal, simpli. Oameni normal, exact. Exact. Niște oameni și am apreciat foarte mult și mentalitatea pe care o aveți, știi? Că, până la urmă, ce observ în jurul meu este că uneori oamenii sunt rupți, nu mai au simțul realității. O iau un pic pe arătură, ba, se cred Temir ce, nu știu ce vedete, cum ziceai tu mai devreme. Nu mai spune. Ba, cred, hai de mine. Da, eu cred nu, că au aerele corespunzătoare. Noi, pe noi, cred că ne ajută. Noi am rămas foarte ancorați în realitate, probabil și datorită familiilor noastre. Și datorită familiei pe care ne-am creat-o și datorită faptului că avem un copil pe care vrem să-l creștem bine. Într-o direcție bună, sănătos. Exact. Adică, da, asta cu aerele și cu... Cunoaștem cu toții. Cunoaștem. Știm. Mai ales, știi cum e asta cu aerele? Mi se par la cei care au 5 minute de carieră. După aia le mai pleacă și lor aerele când își dau seama de fapt ce înseamnă această carieră. Serios? Da. Am văzut și la cariere mai lunge vive așa, nu știu să... Da? Am, da. Poate nu am cunoscut noi atât de mulți. Eu spun că eu am avut foarte multe aere, mulți ani de zile. Toate astea vin din nesiguranță, din niște traume, din niște zbuciumuri suflasoase. Eu, de fapt, eu cred că asta cu aerele este, de fapt, un comportament defensiv. Vrei să te aperi într-un fel. Cred că de acolo e, de fapt. Știi? Sau nu e ăla adică că te-ai ajuns, ca să ne gândim la treaba asta emoțională, cumva, ca să nu judecăm omul, adică să-i găsim o scuză, o explicație pentru comportament. Da. Vă mulțumesc mult, dragilor, că ați fost la vorba lui Jorge. Apreciez mult că v-ați rupt din timpul vostru. L-ați lăsat pe Alexandru cu sora ta, cu cumnata, da. Să se ducă la fotbal, să se întoarcă acasă. E deja târziu. Vă las să mergeți și voi la copilul vostru și eu la ei mei. Dragilor, vă îmbrățișez cu drag, mă bucur mult că ați fost din nou aici la vorba lui Jorge. Vă spun vorba mea, care sper să rămână pe vecie, capul sus, nasul jos. V-am pupat!